Salutare tuturor și bine v-am regăsit la IGDLCC, adică informații gratis despre lucru care costă, acum o să știi și tu ce înseamnă, okay. iar invitatul meu de astăzi are aceeași vârstă, născut suntem 81, 81 da, Șerban un Copoț. Salutare, salut. salut Șerban. bine, Sal bine te-am găsit, îți mulțumesc de invitație. Uh, Amânăm de prea multă vreme întâlnirea asta. Da. Da, dar în sfârșit se întâmplă. Păi e bine să se întâmple și e binevenită, mai ales că avem lucruri de povestit, cred. Abia aștept să povestim Acum, și despre uh, cărțile astea. Astea sunt uh, cadou. -a pentru una. fetele tale. Abia aștept. Cât de tare e poza asta? Da. Sunt chiar fete? Sunt ai tăi? Da. Știu că ai trei, nu? Am trei, am doi băieți, și o fată, acolo e verișoara și băiatul meu cel mare. Uh -huh. Să străiască. Mulțumesc la fel. O să vorbim și despre o vorbim. exploratorului, mm -hmm. și o să mai vorbim și despre alte chestii care te pasionează. Yes. Pentru că a venit momentul să aflăm ce s-a mai întâmplat cu tine. Că nu prea mai ești așa în vizor, adică te mai, vede, te mai văd oameni la televizor, dar ești da. un fel de gază din asta primitoare, un tip de treabă da. de care se face haz mult și care așa cu maximă, maximă răbdare și le ia pe toate cu un zâmbet. Păi, ce se face? Vine vârsta în momentul în care ieși de pe piață, știi, da. stresăm mănânci și tu ceva și asta e, te aprești după săpun. Hai că avem un interviu foarte bun, avea ne-am ai pornit subiectul televiziunea, pentru mine a fost un challenge, l-am acceptat, am avut deosebit challenge un noroc. Accepted. Yes, am avut un deosebit noroc să fiu prezentator la o emisiune de succes, adică cu asta am debutat cu Aiu Moru, și da. uite că lucrurile au mers Ai de nesperat de bine. niște ani mai târziu, niște mulți ani mai târziu. Nu, dacă și prezentator și ca și membru într-o echipă de producție, a cu 11 sezoane de umor am Ma. debutat. Am ajuns la sezonul 11, da. Da, e o experiență, e o chestie care te, cum să spun te aduce cu picioarele pe pământ. Eu am avut o perioadă în care a trebuit să mă recentrez ca și om, după ce s-a întâmplat cu Nimalix și toată perioada aia în care de după, după ce s-a desumflat balonul și rămâi fără prieteni și fără bani. Dar e bine că e familia lângă tine. <gântu -i> Înțelegi? Și ce revin. așa rapid mi-ai dat. Mi da, plăcut, că dar. vrei dezvoltăm. Nu e nicio problemă. Și a trebuit să revin în matcă. Să zic așa, să redevin un om normal. Și a, -a și fost, fost o dată. normal în niște paranteze, dacă vrei, pătrate acolo de, de care dorești. Și lucrul în televiziune m-a ajutat să înghit broaște multe. Da, Știu? da, da, aveți o echipă foarte faină acolo. Este. În niște oameni este. foarte, foarte faini, uh, o, o echipă bine sudată, adică Ea. se simte profesionalism acum fără periuțe, nu. Uh, oricum o să iasă rău când o să apar, apar eu, eu i-am dat rasol rău când am Cum venit. Cum ai dat -o, ai, nu, mă cu prostul. iasă prost. a fost bine. Deci eu dacă aș putea să inventez mașina în timpului, că să mut pe toată lumea în viitor, dincolo de ediția aia. Serios? Da, da, da. Exagerez. No. I, I shit you not. Exagerez, te alinți. Nu, nu. Ai fost foarte bine, terminul nu, ai, căcat. Sunt convins că tu vezi foarte multe, voi vedeți foarte multe la emisiune, dar sunt convins Na. că vedeți și mult balast și cred că când, nu când ești acolo. Nu, nu ești acolo. Crede-mă, dacă ai încredere în experiența mea, crede-mă că nu ești deloc acolo. Mamă, deci eram într-o într gaură de vierme acolo în da. scenă. E horror. <laughs> e foarte grea scena aia. Este extraordinar în general grea. scena e nasoală. A, nu, aia. În mod e foarte grea. Și pentru parcursul unei, pentru cariera unui stand up să poți să performezi pe scena aia, după aia, practic, de sky de limit. Dacă acolo ai performat, oriunde te duce, e super easy. Băi, mi îmi place foarte tare cum a reușit ai umor să devină o chestie foarte șmecheră, pur și simplu. Un format, cred, cred eu că este primul format am uh, nu e tu, treaba, tu nu e să promovezi ai umor aici, dar eu să spun no, nu vorbim, povestim, serios. Eu cred că ai umor este primul adev format cu adevărat hibrid în România între televiziune și digital. E primul, da, prima, e emisiune, prima care emisiune care a dat lovitura pe internet. Da, e prima emisiune care a avut un milion de subscriber pe Aia YouTube. E. Uh, da. Uh, e merit. Pe merit, n-a fost pompată niciun fel, pentru că YouTube-ul Tell tells the truth. Adică da. lumea este interesată, să face 20 de milioane de vizualizări. Nu e interesată? Așa e. E foarte simplu. E un, o probă de turnesol foarte onestă, da. care uneori îți poate provoca depresie, alteori stări de paroxism, dar ăsta e, e adevărul. Dacă te uiți în trending, că vorbesc cu colegi din industrie și văd că de mult muncesc și le spun, bă băieți, bă băjeți, dacă aș fi muncit 2 ani de zile la un album. Scoț, să scoți, să văd că fac doar 30.000 de uh, vizualizări, uh, aș fi intrat într-o pantă ușor depresivă. Pentru că trendul este altul și lumea gustă alt gen de uh, divertisment. De divertisment. Îi spunem spune. entertainment acum, dar tu ești de pe vremea când se spunea divertisment încă. Uh, da, se spune, da se spune divertisment 99, da. Adică secolul trecut. Ne-am întors în Cretacic. <laughs> A, noi am fost în Cretacic, că acum suntem în Cretinic. zici? Da, sunt niște vremuri foarte ciudate. Băi, da, totdeauna o să fie Au vremuri zi, ciudate. Zi sincer, cât ți-a luat să te convingești din casa pentru interviul ăsta? Mult. Dar nu din cauza ta, nu din cauza contextului, pentru că trăim o pandemie și o situație absolut ridicolă în care am devenit rușine Europei. Practic. De, de o parte rușinea în de tine. Ce, ce se întâmplă cu tine? Cu mine? Stau izolat cât se poate de mult, încerc să am contact cu cât mai puțini oameni și, încerc și încerc să mă... Vă... voi cum sunteți acolo, știi? Și ah. recunosc întrebarea. Există un anumit gen de oameni care, bă, știi, el o să zică, bună ziua, da, m-ați invitat, ok, aș vrea să știu așa, dacă ați luat măsuri de siguranță sanitară, dacă toată lumea este vaccinată, dacă sunteți testează, mm. dacă se dezinfectează. Nu te întreabă nimeni, bă, la voi cum e acolo? Știi? No. Și eu trebuie să mă prind că tu de fapt asta voi să știi, nu? Pentru că nu vreau să proiectez o eventuală paranoie a mea și asupra altor oameni. Și atunci pun o întrebare la modul delicat. Nu, vă, nu trebuie să-mi veniți cu certificat. Nu e, e paranoia, mă. mă. E, înseamnă să fii M e normal foarte la capele E asta. Foarte greu să rămâi pe o linie în care să înțelegi și pe cei care nu își doresc să intre în rândul lumii, și pe cei care vor să scape odată de această situație. Este extrem de greu. Fiecare om încearcă să-și găsească niște resorturi, niște argumente, căutând informații pe Facebook. Eu știu că lucrul ăsta e greșit dar până o înțelege și ei... Știi care e faza? Eu sunt genul domn care dau sfaturi fără să mi se ceară. Asta e o problemă. E o problemă. Da. Și mă lupt cu treaba asta foarte mult. De-aia și cărți de-astea. <laughs> Te-ai trezit tu să-i pe oameni cum se plece da. din casă. Da încerc să fac lucruri bune și să sfătuiesc oamenii din experiența că o, pe care o Nu ascultă sfaturile da, influență. vedetelor, cântăreților. Da, măcar a apropiaților și a celor care le pasă de ceea ce spun și cum gândesc. Dar nu ne-am și... să vorbim despre, despre da. cum se zice mai nou pe, pe internetul acesta mare, vaccin. Vaccin. Cu X, Ca să, să nu te vad algoritmul, să nu intri, să nu te. Așa Aha. zic, nu, a, nu știam asta, da, da, știu. Da. Tot eu fel. încă sunt în cretacic pe anumite subiecte. Așa. Eu, eu practic, a... când am venit în această clădire, am intrat în viitor. Mulțumim! Noi aici suntem la partidul... Poza cabaret. mea este acolo, pe, pe peșterea, Altamira, prin Spania, știi? Sunt acolo desenat cu arcul. <laughs> Bă, eu, cred că sunt șanse ca oamenii care se uită la noi, că avem o medie de vârstă destul de ridicată, sunt uh -huh. foarte mulți oameni care nu prea mai deschid televizorul, poate eventual pentru câte o emisiune, dar cred că se uită la mor pe internet humor. mai degrabă. Da. 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 Uh, dar să știi că avem o, o nu știu dacă, uh, dacă îți vine să crezi, dar avem o medie de vârstă mai bună uh, decât uh, cel, decât peste 35 de ani medie. Peste 35? Da. Asta e bine. Sunt oameni care au bani și poate să cumpere produsele pe care le promovezi. Care produs e? Eu se, se le Astăzi <gătă -s> să-l vin Dar marketing Marketing ways Is the best <gătă -s> Apropo Dacă doriți uh, Să finanțați Să luați acest mop uh, <gătă -s> Și tigaia de Care nu se lipește Și gătește da, gătești exact. de singură Un robot de bucătărie Clar Te-ai Să-ți lansezi vreun produs Al tău Branduit Să-ți faci un brand Și să-l lansezi Nu, no, așa În general Da Mm? Da. Ce ai? Care ar fi acel produs? Mi-a trecut. Uh, aș vrea să lansez mai multe produse. Mm. În spațiu. <laughs> Un da. Elon Musk. De... Bă, nu. Uh, e foarte tentant să te duci în zona asta, dar um, am preferat să colaborez cu companii care fac chestii și, com, colab, uh, spre exemplu, am susțin niște companii românești care dezvoltă ce niște produse. Uite, spre exemplu, colaborez cu Ovidiu Fui care face pompe de căldură. Mm. Da. Foarte bine, și le punem și motor că... de rachete și le lansăm în spațiu și spate. Ca să transmită căldură prin ultraviolete, în da, până... infraroșu, infra da. cu căldură aici. Dar revenim la tine. Da. Și la Hai să Așa. vorbim serios, hai să schimbăm. Ina, să nu mai fim atâta. Nu nu, 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 că bă. nu ne că nicăieri, nu ne stresează nimeni. No? Nu? Nu. Am vrut să uh, te aducem în fața oamenilor pentru că avem niște subiecte comune de conversație. Yeah. Nu stiu să te prea mult de istorie cu inimaliști cu astea, Așa. pentru că acum, dacă îi provoc pe cei care ne urmăresc fără supărare, nu știu dacă uh, poate să ne spună vreunul un refren. Mă s-ar putea să rămâi surprins. Trigger, am dat un trigger. <laughs> <laughs> ba da, s-ar putea. Dar uh, acum că vorbeam noi jos la, în bucătărie când ne-am văzut, uh, tu ai o problemă cu Animal X, ștamp, ștampilă, cum am eu, să zicem, cu televiziunea sau cu arestarea din Bulgaria. Cu o altă conotație, la tine e pe pozitiv, să zicem. Da, să zicem. <laughs> Dar tu încerci să te detașezi de chestia asta și mai faci și alte lucruri. Adică viața ta nu mai este despre muzică de foarte multă vreme deja. Unii ar spune că niciodată n-a fost despre muzică. La... <laughs> la eu sunt convins că s-a spus asta de mai multe ori. E, uh, nu, uh, sunt foarte mândru de ce am făcut când eram cu Animal x Mulți, atunci când privesc perioada aia, se uită așa cu ochii ușor critici și uh, condescendență, dar noi atunci am fost pe un trend în care promovam niște chestii noi de la sound, de la ce dorești tu. Bineînțeles. am fost un pachet foarte ok, sunt foarte mândru de etapa aia și sunt foarte mândru de ce am muncit cu băieții. În schimb, vis-a-vis -vis de ce spuneai tu, da, întotdeauna am avut o plasă de siguranță, mi-am văzut de școală, m-am văzut de proiecte, mi-am dat seama de faptul că noi, ca și trupă, că de aici a plecat, avem o responsabilitate față de generațiile care se uitau în gura noastră. Și am început cu campania Antidrog. După aia ne-am dus în 2006, am înființat Asociația Generația Verde, cu care am dezvoltat o grămadă de proiecte pe care am încercat să le implementăm la nivel național. Mai spuneați un... numele pentru Asociația cei care... Asociația Generația Verde. Asociația Generația yep. Verde, yep. da? Este de una dintre dacă, dacă cele patru ONG-uri pe care Comisia Europeană le recunoaște în mod oficial. Adică am avut o colaborare foarte fructoasă cu ei. Dacă, și... ai, putea, dacă, ai, putea, dacă ai avea tu o putere... Așa. Și ai putea să bagi în mintea oamenilor, uh, să scoți animalic și să bagi asociația uh, Generația Verde în mintea lor ca și, ca și recunoașterea a unui brand ai face? Chestia asta? în Momentul ăsta? Nu? Nu, nu, am de ce. Nu? AnimalX face parte de... Nu știu de ce m-aș ști pe treaba asta, că nu mi-e rușine de treaba asta. Dar Serios? nu e vreo de rușine. Sunt genul de nesimțit care și... nu mă interesează. <laughs> <laughs> nu, sunt genul de... Uh, sunt genul de om care mă Fii și în lipsul natural fac <laughs> Exact Da, mi-aș fi, mi fi dorit Să capete aceeași învergură Ca și popularitate Ca trupa Animal ca și proiectul Dar subiectul nu este atât de Invitant ca muzica Muzica poate să strângă oameni din vari domenii, vari, yeah. pe când subiectele de genul ăsta, mai ales că noi am promovat schimbările climatice, schimbările climatice fiind un subiect extraordinar de greu de comunicat, Oho. pentru că atunci când Lemnos am început noi în 2009, greu. da, e și o chestie psihologică explicată, nu are o imagine, nu are o față. Terorismul a avut pe Osama, a avut o față, în general toate pericolele au avut câte o față, da. schimbările climatice nu au o față. Ba da, nu pot da, e greta mai. și e ușor de la mișto. Da, ne reprezintă cei care luptă împotriva schimbărilor climatice. Dar schimbările climatice, ca și dușman, ca și pericol iminent, nu are o față. Și atunci este mai greu de comunicat. Am putea să demonizăm un om de zăpadă și să-l arătăm că se topește și când se topește, nu știu, ne neacă abarna. A început să se topească omul de zăpadă. Da. Și crește nivelul apei în... În subsoluri. <laughs> și o să tot crească. O să tot crească din. Da. da, putem să vorbim despre chestia asta mult și bine, însă o să pierdem mult din audiență, așa că mai, mai facem o glumă. <laughs> Dai acolo, ai niște fumetri, îți arată audiența. Hă, au închid, da. s-au deschis, s-au închis, s-au deschis. Asta cu schimbarea climatică nu interesează prea multă lume. Hai, domnule, lasă să pe uite, afară, e vreme bună. Da, exact, mergem la plimbare, mergem da. la. E un subiect care, practic, acum încă nu ne afectează. Bă, da, ne a azi. Nu știu da. știi. Știi care, ai observat că în ultimele zile a plouat? Da. Adică am stat în casă, dar nu închis mm. în casă. Ti se pare că a plouat destul? Nu. Mm. Știi care este deficitul de apă din sol? Arți mm. Ar să plouă cum a plouat în ultima săptămână, un pic mai tare, o lună. Da. Și, și n-ar ajunge. Pentru că România, ca și alte state, sunt supuse de certificării, un proces care a început de până anii în anii 60, Adică, schimbările climatice nu se întâmplă de ieri, și pe care Ceaușescu a încercat să le uh, combată cu sisteme de irigații, sisteme de irigații care au fost furate după 89 Și acest subiect n-a mai atins agenda măreților noștri conducători, și lucrurile se desfășoară în consecință. Da. Nu ne rămâne decât să ne adaptăm și să plantăm, eu știu, Scaieți niște specii de uh, plante care rezistă climei respective. Adică nu ce ne ducem mai uităm, spre Mediterană. Ne uităm la, a, așa. la Dune Ne uităm la Diun și ne inspirăm de. Da, decol. chiar am înțeles că se lansează Diun și în România. A, nu s-a lansat deja? Mm -mm. Nu l-ai văzut? Nu. L-ai văzut? O să mă duc și la cinematograf. Mă. N-am putut. Nu m-am putut abține. Și cum e? O să mă duc la cinematograf și o să-ți confirm după. Bă, e foarte bun. Da? Da. da, da. A primit review-uri extraordinare. Extraordinar. Deci avem un film narrativ... Zici da. că suntem o pisică cu un de la pe cap. Exact, de între două ferici. <laughs> O pisică cu un pe care două ferici. Așadar, nu știu că v-ați dat seama deja din în începutul interviului nostru, dar Șerban nu este doar foarte hazliu. Da. Și aduce aminte că să mai băgăm câte o glumă ca să ține da. subiectul interesant, dar ne-am întâlnit aici ca să vorbim un pic despre pasiunile lui, da. dincolo de muzică, pentru că după ce a depășit cu muzica, să zicem așa, are un salar și el, mamă, de acolo, de la firmă, de la televiziune. Da. Și pe lângă faptul că este prezentator la televiziune unde merge la servici și face o treabă corectă. Da, îți mulțumesc, că ești foarte generos. Corect. Puteți zici tu, o treabă excelentă, da. Zici că îți bani pe complimente. Bă, da, <laughs> prea serios. Eu, cred când <laughs> văd pe tine acolo la emisiune zic, bă, ăsta e șerban, puțin. Da, <laughs> da mă, e, e, un rol. Da, dar nu e neapărat un rol, adică tu ești, așa ești tu, ești chill. Da, sunt o, spre deosebire de tinereț, acum sunt o persoană foarte liniștită. Sau pe mm. asta e imaginea pe care încerc să o proiectez. Că A, familist, trei copii. Da, sunt familist, îmi iubesc familia, încerc să petrec cât mai mult timp cu ea. Viața mea s-a schimbat radical după ce am terminat cu muzica. Uite, vezi? Alt om. Da. Și un om care nu s-a pierdut pe drum. Depinde de ce înseamnă asta. Păi eu cred că ești ok. Te simți ok? Nu mai sunt. Excelent. Dar în ochii golanilor nu mai sunt pierdut. <laughs> De ce? Bine, acum tu vin din Constanța, sunt și așteptări ridicate de la tine. Ce să zic, da, am abandonat acea etapă a vieții și... Deși, deși ai fost chiar copil de marinar, da. ai și navigat. Am și navigat. De, nu am navigat la modul navigat cum se pleacă, cum pleacă frate, de exemplu, în voiaj. Nu, n-am făcut voiaje, dar am făcut acum. Recent am fost până la Cupa Bosforus în Istanbul. Și am făcut transfer cu barca și am avut parte de prima experiență de genul ăsta. Cred că deținem recordul de viteză pe Marea Neagră cu 23 de noduri. Am prins o furtună grozavă noaptea, big time, a fost cu adrenalină full, full, a fost Mega tare, mi-a dorit stai, stai, experiența. povestește tot. Vreau să vreau să vreau să știu tot. Bun, am primit o invitație de la un echipaj care a câștigat campionatul mondial anul acesta, un echipaj de români, să mă alătur. Campionatul doar... mondial de ce? Campionatul mondial de yachting. De yachting. Da, Așa. Da. Așa. Și m-au invitat să particip alături de ei la Cupa Bosforus din Istanbul. Și mi-am mi -am dorit foarte mult să aduc barca de la Mangalia unde eram port să o duc la Istanbul. Asta e un trip pe care îl faci undeva în 36 de ore, 30, pe apă. da, pe apă, da. Și am plecat din Mangalia, ne-a prins o furtună cu 32 de noduri viteza vântului și noi am atins 23 de noduri cu barca. Asta înseamnă undeva la 40 de km la oră, ceva de genul ăsta. Man, eu am filmări, eu am, e super tare. Deci, Ai postat undeva? Ai arătat? Am pus da pe Instagram. Cei care m-au urmărit au putut să vadă o parte din această... Poți să faci un promo acum, să introducem da, aici? Deci cum se, Instagram? Șerban Copăț. Șerban simplu. Simplu, da. Nu, am bifă că nu sunt atât de bun sau nu știu, nu mă înțeleg cu știa, dar nu mă iubesc ăștia dar Facebook, nu, Instagram. Nu, nu ne bagă seama, suntem no. prea mici. Așa. <laughs> și uh, fac acting de la 9 ani, da, am și titluri naționale, adică am făcut acting de performanță și din când în când uh, mai cochetez cu el. Uh, acum sunt în echipajul HOP, echipaj românesc, care au ieșit campion național anul acesta. Deci sunt campion național în titră. Du-te, mă, de aici. Da, și... Uh, campion național la Da, da, da și mă bucur că fac parte din echipa aia, nu apuc să mă dau atât de des pe cât mi-aș dori, dar atunci când o fac de două, trei ori pe sezon, mă simt extraordinar de bine. Și... Aveți sponsor la echipă? Nu. Dacă aveți tu promovam pe cineva? Nu, nu avem sponsor la echipă. Echipajul Hope este susținut de către... Familia, De a, proprietarul Bărcina, care este un pasionat al yachtingului și o persoană absolut. vrei să ne găsești tu? Dacă vrea cineva să sponsorizeze echipajul echipajul campionului național la yachting, echipa Hop, unde îi găsim? Ai găsit și pe online și dacă vreți scrieți mie și vă fac legătură. Scrieți nu strică un sponsor acolo, nu? Dacă toți campioni. Da, am, campioni. văzut că se mai uită românii și la altceva decât fotbal în ultima vreme, am început să mă uită la tenis. Da, uitați-vă și la Sail GP. Dacă vreți. Sail GP, unde este? Sail GP este o. Ai de foiling? Nu. Nu știi foiling. Ok. E o tehnologie nouă în sailing în care bărcile se ridică pe niște aripi. Ah, nu mai stau. am văzut. E, și ăsta e campionatul mondial în care vin 8 echipe din 8 țări. Este extraordinar de scump. Mm. Dar acolo se ating viteze de 100 de km la oră pe Ma. apă. Da, e ceva. De... Eu mă uit, uh, acum urmează în 17 la de În 17-18 decembrie, ultima etapă de anul ăsta, se va desfășura la Sydney. 17-18 decembrie. Yes. Și Sail am Sale GP sunt the best. Și eu mă uit live, transmit pe YouTube și sunt absolut încântat. Se întâmplă acolo niște chestii absolut fenomenale. Mm -hmm. Da. Deci ceea este the next level la ceea ce înseamnă yachting și sailing. E ceva de văzut, credem. Bă, e... e o barcă de genul ăsta în România? Nu. Nu există. Cât de scumpe sunt? Păi am înțeles că numai o velă costă undeva pe la 3 milioane jumate de dolari. Dar din ce tată? Mai Mailar, din ce? Mm, da. Da. Tehnologia aerospațială totdeauna a fost uh, mână în mână cu sailing-ul și cu Formula 1. Adică da. au fost două sporturi care au stat. Primele echipamente din fibră de carbon au apărut în yachting și în Formula 1, după ce au fost folosite în industria aerospațială. L-am avut aici la interviu pe Marius Miclăuș, arhitect român, okay. care a făcut inclusiv arhitectură de barcă și a inventat el bine, teoretic la uh, o facultate din uh, Italia specializată okay. în, în Acolo design sunt de bărci, constructor foarte bun de bărci. Ei a gândit el o chestie cum faci să pui catargul dar să nu treacă prin dormitor. Ok. Și a inventat așa o soluție să facă cumva catargul pe rotund. Am înțeles. Îți recomand interviul e foarte ah, tare, cred o să că să o, mă 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 o să te pun în legătură cu, cu O mă să moit. Eu am cunoscut, dă-ți seama, fiind de la 9 ani în sportul ăsta, am cunoscut constructori de bărci, unul dintre cei mai buni care au existat vreodată, Iacob Francescu, care a luat titlul mondial la Amsterdam cu o barcă construită de el. Era un vrăjitor al lemnului, deci practic nu exista. Adică ce făcea omul ăla din, din lemn, se numea operă de artă. Adică barca cu care am ieșit campion național a fost făcută de el. Fantastic. Și am concurat cu bărci din fibră de carbon. Și gândește că e sport de performanță, totul trebuie să fie în parametri, totul este măsurat în sfârșit din lemn făcut și am cea mai înaltă performanță. Din păcate Dumnezeu l-a luat dintre noi, dar ce a făcut el a rămas în sufletele noastre, ale copiilor care am fost acolo la club, la club Electrica din Constanță foarte tare. Da. E o lume foarte interesantă, dar destul Asta. de mică și e păcat da. că avem ieșire la mare. Ar trebui să avem mai mulți oameni de așa ceva, mă gândesc. Băi, da. E, oricum, să se știi se că se dezvoltă sportul și au apărut, spre deosebire, de, de acum 10 ani acum sunt de 10 ori mai multe bărci pe mare. Adică Marina de la Limanu, Mangalia, Constanța, deja e cam, e cam plină de bărci, ceea ce mă bucură. Uh -huh. Sper să vină oamenii către bărcile cu vele pentru că bărcile de viteză în general produc accidente și vedem din ce în ce mai multe știri, cu putere s-a da. răsturnat, nu știu ce accidente, pot fi fatale. Auzi, dacă tu ai avea o putere, ai interzice bărcile cu motor în delta? Da. Și eu? Da, cel mult cu motor electric, totul controlat. Pentru că Atât. Și, vite și cu o viteză maximă de da. câteva noduri. Da, totul reglementat, adică pe brațele mari, da, poți să mergi mai repede, dar pe canale, în niciun caz. Nu? Pentru că se întâmplă. Da, e, e un haos, așa. S-a malerizat și delta pe subiectul ăsta. Încă nu de tot. Încă se mai, pot, se mai poate salva ceva acolo. Bineînțeles că se poate, oricând se poate. Trebuie luată o pauză cu. Natura se regenerează repede. Da, nu avem noi. Adică, nu avem cum să uh, outlive Planet Earth. Nu. <laughs> <laughs> adică da. nu ne dăm seama că ne dăm de fapt ne dăm foc la saltea și după aia ce-am făcut. Da. Apropo de chestia asta că da. uh, ne întoarcem la schimbare climatică și în astea, a zis foarte bine George Carlin uh, la un moment dat într-un stand-up că noi ne toți stresăm că vai săraca planetă pe planetă nu interesează dacă se schimbă clima, că am mai văzut niște câteva da. mii de glaciațiuni, încă una da. în plus sau minus, nu-i interesează da, noi suntem trebuie aia, să avem nevoie de noi trebuie să avem grijă de noi Asta este singura problemă, și iau, aud această discuție cu domnul. asta e o chestie ciclică. Se întâmplă odată la 10.000, 30.000 de ani, 60.000 de ani. Da, sunt de acord. Se întâmplă niște erupții vulcanice și ok. Dar noi, dacă avem deja paharul atât de plin și vine erupția aia vulcanică, ce se întâmplă? Că despre asta e vorba, să încercăm să ținem paharul cât mai gol, în cazul în care se întâmplă niște dezechilibre, care de altfel sunt naturale să punem de cât mai jos, să avem un buffer. Bineînțeles. Trăim pe muchie. Trăim pe muchie, da. Trăim pe muchie și suntem într-o într etapă de asta de schimbare acum. Să știi că generațiile care vin din urmă nu mai au aceleași obiceiuri ca și noi. Oricum nu prea au alte șanse. Și să mai stresați decât noi de chestia asta, nu doar că îi preocupă, îi stresează. Este deja o sursă majoră de stres pentru ei. Cred că generațiile noastre și ale celor de înaintea noastră o să fie cele mai blamate din istoria omenirii. Da pentru că lăsăm o moștenire absolut dezastruoasă. Și greu de corectat. Da, da. Adică vor trebui câteva generații să... Facă curățenie după noi? Da. Ca să mai compenseze -se în treaba asta. Eu am mai spus chestia asta și uh, nu, nu s aș foarte mulți prieteni când spui chestia asta. Nu, 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 nu adun like-uri. Uh, dar uh, eu cred că... Sper că nici tu ai că și cu acest interviu să adun like-uri. <laughs> A, nu, 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 că nu fac interviurile astea <laughs> pentru vizualizări. Le fac pentru portofoliu. <laughs> pentru sfletul meu. O să râs, dar am oameni din tot felul de industrie care se cer la interviu, inclusiv de prin fast food, din astea, știi? Bile. Și le-am zis că nu e loc. E ocupat, e prin calendarul. Foarte frumos, să știi că și eu am refuzat colaborările cu carbogazoase și junk food. Adică ce n-aș da copiilor mei, nu promovez să dau altor Da, să revenim copii. la ce povesteam noi. Le-am provocat pe cei care se uită și comentează mai ales rău de mașină electrică, spre exemplu, să încerce să aibă o conversație cu copiilor astăzi și încă una peste 10 ani. Când copiii vor fi crescut și deja aud și de la colegi, de la școală, de pe internet, de pe undeva, aud care e treaba cu schimbarea climatică. Și o să vină la tati și o să-i spună dar tu știai că se întâmplă. Și n-ai făcut nimic. Adică și așa cum îmi duc eu copilul la școală, am mai avut un cetățean care ducea copilul la aceeași școală. Și cetățeanul ăla, dintre toate mașinile pe care putea să și le cumpere, și-a luat, cred că, cea mai mare mașină de teren posibilă. Un vapor. Un vapor. Da. Îl parca fain frumos în fața școlii și venea un pic mai devreme să-și copilul, că-și copilul. Da. Dar afară era cald. Ce faci când afară este cald și vii cu vaporul în fața școlii? Îți pornit ca să-ți meargă aerul condiționat. Corect. Să fie mașina... Răcoroasă. Pentru? Că e prea cald afară. Și vine copilul de afară și să-l a transpirat, îl bage în mașină la răcoare, nu? Da. Și mă la el la geam și spun, te supăra, poți să oprești rău motorul, că e un părculeț aici și copiii se joacă, știi, și miroase foarte tare a, a, a fum. Știi cum se uitat la mine? Tată de copil, ca și mine, la aceeași școală. <laughs> adică, ești serios? Nu, 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 pur și simplu să uitat la mine de parcă, vrea să-mi și să nu te băgat în Nu. Atunci te simți tu un cetățean oarecare. M-am simțit normal. Nu te-ai nimic. <laughs> o, George, da, fratele meu, opresc nimic. S-a uitat da. la tine. Cine mă stă? Oh. Știi, știi că, că, că suntem una din ultimele țări din Europa unde să stăm cu motorul pornit încă nu e ilegal. Știi că în alte țări e ilegal. Da, știu, în Austria în astea, trebuie să justifici de ce stai cu motorul pornit. Da. Ia... Dacă stai mai mult de 30 secunde, mi se pare, după mine deja deja ți amendă. Ți amendă, da. La noi nu. <laughs> La noi. Hai să ne facem prieteni, hai La noi. Dacă ai avea o putere. Iar începi cu ei de dorme, poți să asta cu dacă ai avea o putere. Da, mă, la noi. Noi suntem balcanici. Noi suntem... Nu suntem balcanici, mă, pe bune. Ba da, pe cât de daci de puri... Suntem daci, suntem balcanici. Pe cât de daci de puri... Da, pe cât de daci de puri ne credem, de fapt, suntem, cred că, cea mai amestecată nație. Da, suntem din Europa și printre cele mai amestecate din tu ce, întrega... de ce etnie te consideri? Eu? Da. Stră, stră mea era grecoaică. Ok. Din partea lui tata am ceva uh, german. Ok. Și restul român, ce să zic. Uh. Deci mi-e e greu deci să Deci ești spune. american. Da, <laughs> sunt mongolez. <laughs> sunt mongol. Da. Dar tu? Bă, eu, eu sunt născut mândru în Transilvania, la Brașov, din părinți okay. moldoveni. <laughs> a, ok, da. Dar mai da. sus chestia asta, încă mai cu oamenii cu chestia asta, încă mai merge. Păi se știe că s-a făcut acolo un... Da, noi chiar sunt venit de la Moldova la muncă în, în zona da. Brașov, la, la, la Codlea, la întreprinderea mecanică. E la, la, la IMC, întreprinderea da. mecanică Codlea. Mama a lucrat și la sere, tata a lucrat în agricultură. Deci, părinți moldoveni. Da. Mai în spate se pare că avem un străbunic tătar, poate de prin delta, nu știm sigur. Nu știu. Dar nu ți-ai făcut testul ăla de la National Geographic? Nu. Cum îi spunea? Gino... Nu știu cum. Cum? Zim că-mi fac. O să caut pe Google. Da, au avut ei la un moment dat o campanie, dădeai 100 de dolari și trimiteai un sample de salivă și îți dădea National Genomic Experiment sau ceva de genul ăsta. Da, 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 da. Și spunea în arborele tău genealogic, ginecologic, ce gene ai, din, da. câte, știi, din câte nații. Și am înțeles că e destul de surprinzătoare treaba. Da. Dacă aș fi curios să Da, mi-aș face. O să-mi fac. Uite, o să-mi fac. Da. O să iasă un video interesant, o să strângă multe like-uri. Da, uh. sau dislike-uri. Sau dislike-uri. Eu am văzut acum că s-a făcut o chestie gen să și în Marea Britanie și i-au testat pe hooligans. Aia care okay. înjură polonezii uh -huh. și românii. Și -o Cel mai rău dintre ei avea 40% ADN de polonez în el. <laughs> <laughs> nu cred! Ba da, e pe net. Bă, cred că e cea mai tare chestie care poate dezamorsa chestia asta cu rasismul. Da. De, de cele mai multe ori, haterii cei mai mari sunt în ah. aceeași etnie. Practic, cei mai mari troli, oameni care în jurul mai mult românii sunt românii. Noi nu avem nevoie ah. de cineva să-și bată joc nu. de noi, ne batem noi. Și, vorba, avem cea mai largă paletă de înjurători. Avem? Avem. Deci, România, clar, cred că e pe primul loc la asta. Da. Nu există vreo nație care să poată să înjure cu atâta. O, da. Cu atâta. Cu sete, poftă și bagaj. Da. Da, și, da, și bagaj, exact. Creativitate. Da. Dar, până la urmă, ce ne face pe noi, români și erban? Că dacă suntem atât de diversi și în acest areal, Carpatov, Danu... deci... Danubia, nu pontic. Da, pontic, pontic, pontic. Păi, pont, pont. și pontul se sine. Trebuie, nu? trebuie. Mm. Uh, ce ne face până la urmă pe noi români? Că cred că până la urmă nu mai e doar o chestie de etnie, s-ar putea să fie o chestie de alegere. Suntem în echipa asta, nu jucăm pe culorile astea. Nu cred că ar să fie prea complicat, nu? nu? Lucrurile pot fi foarte simple sau foarte complicate, în ceea ce privește apartenența la acest areal. Dar cred că ar trebui să ne focusăm pe lucrurile frumoase, faptul că avem norocul să trăim într-o zonă cu un climat absolut superb. Nu avem, n -avem tornade, nu avem tot felul de catastrofe naturale care se întâmplă. Deci, suntem în uh, grădina Maicii Domnului. Avem uh, și munte, și mare, și deltă, și râuri, și, inclusiv dune de deșert avem, la Caraurman. Avem uh, tot ce ne trebuie. Important e să nu mai aruncăm cu iaurt pe pereți. Atâta, tot. Deci, avem tot ce ne trebuie. De asta suntem așa de tot de blene și de trăim într-o zonă asta așa foarte confortabilă. Că avem tot ce ne trebuie. Da. Nu mai să mănânci, nu ești ca în deșert să te duci să umbli 100 de kilometri să găsești un strop de apă. Nu, bei apă de aici de la tâmpără, iei o prună de acolo din copac, mai vezi o vacă omul tot îți umpli burta da. cu ceva. Nu? Și asta înseamnă că... Ceva, ceva tot pică. Exact, ceva, ceva tot pică. Deci avem așa un soi de relaxare de asta, care între timp s-a transformat și în... Putoare putoare, să-i spunem. Pe alocuri. Pe alocuri, pentru că sunt oameni foarte gospodari, dar știi cum e, în general nu auzi veștile pozitive. Bineînțeles, cei mai vizibili. da, e normal, Sau auzi numai tot felul de nenorociți de prostii. Deși e mai bine ca niciodată totuși, hai să spunem pe adevărată, da. dând o parte pandemia care într-adevăr prăbușește în fiecare zi câteva avioane pline cu oameni, da. am folosit metafora asta, am văzut că a fost preluată de televiziune, mă bucur că în sfârșit comunicăm vizual. Da. da. Una pe nu-i chiar așa de rău în România? Sunt ceva oportunități pe aici, că altfel cred că emigrai tu, nu? Bă, trebuie să ai curaj să emigrezi. Trebuie să recunosc că am fost fricos. Chiar trebuie să ai curaj să pleci. Am, da, nu e așa greu. Bă, e greu. Bă, dacă îți prăbițești în România, poți. Ca șofer, da. Da. <laughs> nu știu. Restul. Și am fost în India. 5.000 de lire salariu. Da, ce să zic? Ai fost în India? Da. Am fost în Asia Express cu A, da. și am văzut India aia. dar da. The real one. Așa. Ceea ce nu-ți doresc. <găl> uh, unde eram? Așa, la România. Așa. Uh, România e un om vesel, mă, dar e păcat că l-am genunchiat clasa politică și da, mă, pandemia mă, asta. Mă, politicienii sunt tot, suntem sunt tot, mai... tot, de noștri, dar totuși aici e un subiect pe care n-ar trebui să-l dezvoltăm noi. Da. Aici. Dar că spune că avem de toate și că ne pică da. în gură. Da. Asta de vorbă cu un mare industriaș turc, Unul de cei mai mari. La un eveniment, o lansare în România, avea treabă omul aici. Și a întrebat, care-i treaba? De ce sunteți atât de bazat așa de tare pe industrie și pe tehnologie? Nu știu că știi, dar turcii sunt considerați un fel de China Europei. Pot produce orice. La un moment dat era mitul acesta că în Audi 6 poate fi reconstruit complet în Turcia. Cu alte piese. Păi să și făceau. Da. Merțanul făcea acolo. Făcea sprinterul. Așa. Nu, dar făceau atât de multe piese pentru toată uh. lumea încât, efectiv, s-a făcut un Audi A6. <gânt> din piesele pe care le-au luat în șapte <gânt> zări. și ce au produs ei local. Au reprodus tot. De deci ce sunt în stare să-ți facă tot cap -cod. Și mai nu vor să facă inclusiv cu rușii avioane de vânătoare. Deci turcii uh. sunt foarte competenți la așa ceva. Și de ce? Că de jur împrejur aveți o grămadă de țări cu petrol, cu de astea, și că, nu fac industrie, nu fac chestii. Zice, păi, uite, vei, ți răspund răspuns singur, noi nu avem petrol. Da. Nu pică mură în Și trebuie să muncească. Da. Deci trebuie nevoia? Nevoia. Nevoia te împinge și te și șlefuiește. Te și definește ca și om. Și ca și nație. Dar aici e un subiect destul de stufos. Nu știu dacă e. Că iar se schimbă aici iar iar. Da, fumetele? îmi da, pică. Hai, hai să mai băgăm o glumă. <laughs> și zi, ce <laughs> mai tare <laughs> banc pe care le o zi la ai omor. <laughs> oh, <leu. laughs> nu prea se spun bancuri pe acolo. Nu? Care e poanta care ți-a rămas în minte? Poanta da. la care ai râs fără să te poți Am controla? Am râs la multe, nu știu, la roasturi să râde cel mai tare. Pentru că sunt adevărate? <răză> nu neapărat, nu neapărat. Multe se bazează, e o chestie, e o convenție acolo, da. Roast și mă bucur că ușor, ușor oamenii au început să înțeleagă chestia asta și să nu se mai supere, să nu mai e atât de personal. Deși unele sunt parșiv de dureroase, când ți le e, știi? și se tot folosește aceeași marotă, cum au făcut-o pe Delia, că ea tot timpul și știi, se implementă rămân așa în mentalul colectiv niște chestii care poate nu sunt neapărat adevărate, știi? Pantofii scumpi, șaorma... Șaorma, da, 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 știi? Și ți se pun niște etichete de astea, dar până la urmă Asta e entertainmentul. Da să -ți -o și dar cel mai tare rău care ți-a făcut ție? Adică cea mai tare dumă care, pe care ți-ai încasat-o? Oh, nu pot să o zic, a fost sezonul ăsta și încă nu s-a difuzat. Nu poți să dai nici măcar așa un preview? Să, no, nu, 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 no, no, no. No, Mine, nu. Bine, aici second <laughs> 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 nu, e second best. Nu, mi-e greu să-mi aduc aminte. Bine. Nu știi de ce? Pentru că am un, uh, un mecanism ăsta de, de autoapărare, știi? Da, dar deci format. -am, -am format, înțelegi? După ce mă tovălesc aia, j am șters tot și ea e, mergem mai departe. Că altfel te încarci, serios. Da, da, da. Te încarci, adică de atâtea sezoane să vină lumea să tot te ia, la, să te ia pe talpă, știi? Mm -hmm. Te încarci la un moment și acolo nu e misiunea în care să faci treaba asta. Trebuie să fii chill, relax. Bă, mie mi s-a părut mult prea relax chelul, frate. Da? Da, deci nu știu ce i-au dat, cred că i-au dat, dat ceva sedative, habarna. No. Nu, nu? Așa e el? Da. Așa e el de... în realitate? Nu știu cum vi-l imaginați voi... Ca să zic dacă așa deci e Eu am luat contact acolo la, la, la platou A și venit după rost Eu m-am luat un a, am zis că dau eu Și eu arunc și eu niște chestii da. în direcția lui Omul le-a primit așa cu, cu sufletul deschis Și chiar m-am zis, nu, 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 fă pe asta că nu o să te ajute prea tare de, Lui n-i păsa de el, îi păsa că nu-mi iese mie da. Rostul Da, pe tu, ai venit, deci după ce a fost S-a bătut în poartă cu băta cu tunul Cu astea, i-a aruncat și tu o gumă Știi? <experiences> asta și Relaxează-te că am văzut mai rău. Vezi, măcar să scui bine guma aia. Adică asta să-ți iați un balon înainte. Că s-a dat cu băta, cu tancul. A fost, da? deci n nah, Se, uita, se uita dele la mine cu milă. <immen> <void> E că oamenii sunt scoși din zona de confort, te simți în zona de confort, nu făcând asta. Mamă, deci eu am făcut colon iritabil instant acolo. Nu am mai avut-o, nu am mai ca pe mine de 10 ani. Da, e greu. Acolo. E extraordinar de greu să faci asta. Iar, iar la Bendeac nu mai era, deja era dincolo de milă, era ceva de genul, ăla, Nu, e mai fost bine. E fost foarte bine. Hai, că nu, nu e despre mine, da. se întoarce în Am o fițuică aici. Hai, te rog, am văzut-o. Asta e ca să te stresezi. Așa. Și că faci sport de la 5 ani. Da. Am făcut lupte libere Așa. până la 9 ani și după aia am făcut iachting. Deci iachting de la 9. Da. Așa. Mama lui a fost cadru didactic. Da. De? Profesoară de, 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 desen. Bă, nu știu. Tu îți seama că există o legătură între tine și el în cazul ăsta. Cum adică? Și părinții lui sunt cadre didactice. Da? Da. Probabil că de fizică ceva. Pe alte... ceva, nu. Da. că română nu mai știu. Da. Nu, no, mama e profesor, a fost profesor de desen. A, așa. Uh, hai să dau un citat din uh, Șerban Copoț de pe, yeah. de pe, Instagram. Fiecare om are viața lui și dacă ajungi să te privești numai prin filtre de Instagram, poți să ai o deziluzie. Nu. No. E o platitudine, Profund. de fapt. Da. <laughs> e o platitudine, că it's obvious. Da. <laughs> nu știu de ce am simțit nevoia să spun asta, dar uneori mă apucă și pe mine revolta. Te apucă, nu? Da. Dar să ce repede. Da, mă calmez repede pentru că Trebuie să te calmezi. Vei aici cu în stradă să protestăm împotriva autorităților că mor românii? Nu. Vezi? Ne-ai frică. Nu. Dar nu... Nu protestăm? Nu. Aș fi protestat dacă autoritățile n-ar fi pus la dispoziție vaccinuri. Și justifica asta faptul că au dat vaccine de ajuns? Pentru ce așteptarea mea de la statul român? Da. Mamă, deci tu poți să le în din orice direcție, nu te, nu te defazează nimic. De ce? <laughs> Încerca să de te dau defazezi? așa așa. <laughs> <laughs> nu, păi nu e suficient. Au pus vaccinul la dispoziție. Da. Lumea trebuie să ducă să se vaccineze. Dacă ar fi făcut acest minim gest, n-am mai fi fost în situația asta. Da, da. Că se tot -trompetează, trompetează că vai, n-au făcut nu știu ce campanie și... Nu mă, am Ai, las, suntem pe ultimul loc în Europa. Sunt de acord spune? cu tine. Da. Crede că sistemul educațional este unul fragmentar, fiindcă creează separații între copiii din învățământul da. privat și în școlile publice și în, mediul rural. Yep. Ok. You say education, I raise you uh, sărăcie. Cum ar veni? Ok, și? Adică ești de acord cu afirmația mea sau nu ești de acord cu Sunt mea? total de acord, dar uh, cred că chestia asta, vrem, nu vrem, practic noi vom vedea următoarea generație va fi, va fi cu caste. Eu cred că vom avea o clasă de copii... Uite, exemplu. Uh, povestește cineva că și-a dus copilul la privată și după aia l-a dus la stat. Și zice, mă bucur că l am dus în primii ani, că a devenit mai liberal așa. Și când s-a dus acolo la școală, nu a acceptat ca profa să-i vorbească de sus și să-l pună la punct, ca pe un muncitor la fabrică. Același raționament merg și eu. Adică asta e strategia pe care am gândit-o cu soția. Primii patru ani de școală să-i facă în privat și după aia se ducă la stat. De ce? Tocmai, tocmai ca să nu uh, îi se uh, inoculeze acea rușine de a vorbi uh, teamă știi, de mic copil. Pentru că lucrul ăsta l-am simțit. Să-ți povestesc o treabă, nu știu s-ar putea să te plictisesc. În 2008 am fost reprezentatul societății civile din România la Parlamentul European. Uh -huh. S-a făcut un agora în care au invitat în toate țările cei care aveau erau cu ONG-urile de mediu și de pe zona asta civică. Și acolo eram în, în aula în care se întâmpla acea întâlnire cu președinta Agenției Europene Atomice, cu o grămadă de oameni care stăteau la prezidiu și noi, ceilalți ong din Scoția, Grecia și așa mai departe. Se discuta un subiect destul de important, ce facem cu banii pentru reîmpăduriri, în ce zone să se bage banii ăștia. Și eu am susținut ideea de a face aceste reîmpăduriri cu precădere în zona cu terenuri, cum le spune... Nisipoase? Da, care au fost, în sfârșit, degradate. Degradate. Degradate, da, dar de în cauza agriculturii prea intense, în sfârșit. Păi, omule, când a trebuit să vorbesc, eu am fost, sunt obișnuit cu scena, am avut 220.000 de oameni în fața scenei, am avut turnee cu milioane de oameni. Ziceai că sunt bătut în cap. Eram terminat. Deci aveam toate argumentele, aveam absolut tot, toate studiile, tot, 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 tot. Eram terminat nervos că mă ridic și vorbesc pe subiectul ăsta. În schimb, scoțianul, grecul, britanicu, băi, foarte relaxați, spunem niște bazaconii monumentale, dar cu o lejeritate, cu o lejeritate pe care am invidiat-o și am stat să caut, Bă, de ce se întâmplă lucrul ăsta cu mine? Și am ajuns la concluzie să ar putea să fie greșită sau nu că asta am învățat în școală păi da. să-mi fie rușine să-mi spun opiniile, indiferent că sunt bune sau proaste, trebuie să-ți pui opinia în cadrul în care te afli nu mm -hmm. în orice fel acum că vorbim despre vaccin să spui opinia ce cred eu despre înțelegi ce spun mm -hmm. și cred că asta e o chestiune care vine din copilărie și din sistemul de învățământ deci vrei să spui că dascălii români nu sunt uh, niște eroi unii da unii da, alții nu. De acum am văzut citit o știre cu un dascăl care a dat un pumn în cap unui copil nu știu ce făcuse. Da. Bine și la noi să dădeau. Am mai fost și o știre cu o profesoară care l a spus copilul să nu se vaccineze și a murit de COVID. Da, am mai văzut o știre cu o profesoară care timp de trei ani a luat banii copiilor de alocații. Da. De alocații? Da, mă, erau copii din zona de asta defavorizată și preț de trei ani a dat un prejudiciu de vreo 28.000 de ron le-au luat copiilor banii. Banii n-au mai, ajuns copii. Dar cum reușesc să le ia? le a luat cardurile sau etichetele? tichetele? Sau cum se mai dau Nu, alocațiile? probabil că veneau banii cash, nu știu cum s-a făcut treaba asta și s-au oprit la direcțiune și do cea doamnă profesoară în continuare predă la acea școală. Da. Nu. Da, ca și preoții pe Asta sunt și... da. părțile rele. Sunt și părți bune cu profesori tineri care încearcă să facă lucruri tari cu copii, da. duc la tot felul de acțiuni de voluntariat în mm. care se implică. Dar, ca să revenim la ceea ce spuneam, că va fi este destul de fragmentat. Sunt copii din zona rurală care au un anumit nivel, sunt copii din zona urbană care sunt și împărțiți în două. Școala de stat și Școala bulele private. private. Bula privată este o chestiune paralelă cu sistemul de învățământ românesc, uh -huh. o, o parte dintre ele, pentru că sunt și bule private care merg pe programa românescă. Uh -huh. Și atunci copiii cresc acolo. Părinții sunt, uh, sunt prizonieri acelui sistem, uh, sunt prizonieri uh, financiari, pentru că trebuie să plătească nu puțin bani, pentru că ei nu mai pot să schimbe în clasa 8 -a, să zică bă, nu, la stat, că nu mai am cum să fac bani ăștia. <laughs> pentru că își duce la stat, practic l-a aruncat în groapa marianelor. Iar sistem, fac altceva, altfel să pune deci problema. Deci în a, a zici că trebuie schimbat. Așa m-am gândit eu, nu știu dacă e cel mai bun uh, dacă e ce mai Mă bună și că Poate fac și ceva. nu știu. Ariana e deja în anul 5, dar cu tot cu niște pregătitoare, deci la 9 ani, 10. Nu. Ne apropiem. Nu. Te întreb că avem aceeași vârstă, avem probleme similare, copii. Da? La mine asta a fost. Pentru, Pentru că în vrea... viața m-am învățat că lucrurile nu sunt constante. <coughs> Inclusiv situația financiară. Oricând poate fi un crash, să rămâi fără bani, să rămâi hmm. fără. măcar educația copiilor să fie într-o zonă mai. Constant. predictibilă. Predictibilă, știi? Ei depinde de noi ca și finanțe. Dar nu i-aș duce într-o zonă de asta foarte scumpă să plătesc 20.000 de euro pe an la o școală. Exact. Nu? Să pot să fac asta 3 ani, 4 ani, pe aia să fiu nevoit de la suerte să nu-i mai țin acolo și să-i arunc aici și să fie total de da, și da. să pierdă câțiva ani din viață dând cu capul de pereți Așa e. Însă, pe de altă parte, știi că fiecare leu pe care îl investești în copilul tău, știi ce profit aduce? Pe termen, pe durata lui de viață? 800 Studiul din făcut cu World Vision, am avut săptămâna trecută eveniment în care am vorbit despre chestia asta. Bă, și 100 de lei dacă bagi într-un copil de la țară pe lună, îl poți face de 10 la bac. Nu știu ce știi. 100 de lei pe lună și un telefon pe săptămână, ce mai faci? Sunt de acord sunt de acord cu tine, susține chestia asta, dar <coughs> sunt convins că dacă dau acum, sau dacă acum dau 20.000 de euro pe an la școala aia, n-am nicio garanție că la 24 de ani o să facă de 800 de ori mai mult. Se putea să facă, că o să se prietenească cu niște băieți din altă ligă. Asta așa este. așa se fac lucrurile afară, în străinitate de ani de zile, sunt școlile la private unde fac copiii regilor, miliardarilor, dar nu suntem noi acolo. Nu suntem acolo, avem și noi aici tot felul de regi, regile, <laughs> Da. nu? de ce de prinți de... avem și noi dar na, ce să zic eu cred și în șansă cred și în uh, ai la școală? da Că era mama acolo care s-a asigurat da și eu am trei frați mai mari și la mine n-a existat opțiunea să nu fac bine la școală Că eu clasa 8 bine? am terminat-o cu 9-68 adică tu vrei să ne omilești? și după aia am intrat în niciun militar <laughs> și după aia n facultat în sfârșit, după aia s-a adus aplomul de învățat, dar eu am fost un copil care am învățat foarte bine și am învățat foarte mult pentru că mie frații mi-au spus un lucru, băi, degeaba ești cel mai bun la bătaie și la prostii dacă nu ești bun și la școală. Că în mod normal ca băiat te gândești să fii ca și pe drăcării, să fii da. capul răutăților și mi zis, băi profesorul trece altfel peste o prostie pe care o face unul care e bun la oră, la clasă, decât peste o prostie pe care o face unul care oricum e un golan. Deci e mai mare șanse să te ierte. Deci lucrurile astea trebuie să meargă împreună. Dacă vrei să fii cel mai golan și cu toate prostiile, cu în sfârșit ce faci tu în școală, trebuie să fii și foarte bun la învățat. Dar ce prostie faci tu în școală? Oh, doamne! Cu <laughs> fete? Numai liceu militar, că n-ai tu... Terapă, Claud, câte povesteam. Câte -te, te Chiar acum vorbeam suntem, cu suntem, un pe... coleg din liceu Ciortic, îi spuneam, era un coleg din Republica Moldova care venise acolo la noi și povesteam și aminteam o grămadă de prostioare pe care le-am făcut acolo în liceu cu mare drag și abia știu să mă reîntâlnesc cu el și mulțumea pentru faptul că. L-am ajutat să se integreze în grup. El, fiind de Republica Moldova, vorbea mai greu limba română și eu l-am ajutat să-i. l La Lola, niște doi alții, făceau bullying? Era un soi de bullying mm -hmm. și era străin de noi, dar mm -hmm. educația de acasă m-a învățat ca pe cei care au o problemă să-i ajut întotdeauna să nu. Adică, totdeauna era unul mai slab în clasă, cu niște probleme și întotdeauna i-am încercat să-i bag în grupul nostru de gulă, de dă goange, de nu știu. Astea sunt le bune, zi o prostie. Prostie? Uh -huh. Nu pot să le spun Ai zi o golănie. Ați, ai, ai, stricat, ai spart. No, astea sunt copilării. A, zi o golănie. Nu, a, nu, e să spun o copilărie, că să vezi ce creier aveam. <laughs> <laughs> Clasa 11 liceul de marină civilă. <laughs> Poate acum află și cei de la instituție nu, cum s-a este... defectat chestia a, aia. Nu, nu, nu a fost centrală. absolut infantilă, nu. Aveam un coleg de clasă foarte cu minte, nu știu ce, și noi ne plimbam și am văzut o muță moartă pe marginea drumului. <laughs> și ce idee ne-a venit? Hai să o luăm să băgăm în geantă. Cui? Colegului. A. Ah. La l-am plimbat, nu știu ce, a venit în clasă și tot ceream. Dă-mă și mie de fizică, băgam mâna în geantă și tot scotea și, Mă, nu, ajunge, nu la ajunge la mânță. <laughs> <laughs> Într-un final îi iau, stai bă, dar tu chiar nu vezi și cade mânța aia pe bancă. Ma. Asta să lea ia cu leșinul. Ce să facem cu mânța aia? moartă pe bancă? A și bătaie cu mânță. nu cred, v-ați bătut cu mânța moartă. Să S-au umplut băncile de viermi, când a venit profesor de fizică să le ieșine, <laughs> că după aia din clasă, a ieșit bătaie, eram cu șopurile, eram în aceeași clasă, eu stăteam într-un cap al holului, eu unul altul și clasa fugit dintr-o parte în asta că cu mâța. Înțelegi? <gântu -și> în sfârșit, și cu director, cu tot, ua, cu scandal, m-am scos în față, cu cine a făcut asta, cu... tu final m-am ridicat eu, cum te numești? Copoț, uite în catalog, Ah, domnul copot e 8 nota 8 la fizică, îți permiți? Dar te-ai singur? Și eu zic că aparent da, dacă nu s-a mai ridicat nimeni. Și dacă vrea cineva să se fie solidar cu mine, să se ridice. Într-un final s-a desumflat treaba, spune-i lui maică să vină la școală. Cum se zic eu în clasa 11, 16 ani, 17 ani? Mamă, vin la școală, că m-am bădut cu o mânță moartă. <laughs> Ce fadur infantilism! Incredibil! Făceam și prostii de-astea dar și altele Voi care bătut nu pot fi. Cu moartă? Nu, să nu faceți asta. Nu. <gătări> nu. <gătări> o tâmpenie. Și în că M-am batut da. bătut cu muța moartă. M-am bătut cu muța moartă. Și acum o să apare. Și am și pe locul 2. O să, să, să apare. <gătări> M-am bătut cu o muță moartă ce am și pe locul 2. Avem și titlul pentru acest podcast, da. gata, va fi pe de de presă. Da. da. Ok. Deci sistemul educațional românesc foarte eficient, așa, foarte bun, promovează să zicem așa, autonomia, respectul față de animale, de, față de natură. Erau era o muță moartă. Era o mâță moartă. La ce? popa la parte, e o muță moartă. Da ce, put, da. ce, putea să mai simte aia în momentul ăla? Că, practic, da. cred că ai făcut mai mult rău viermilor, că erau vii. Da, ea să în loc să-i pun la pescuit. Da. Să depășim momentul. <laughs> Dar mi să mai <laughs> Te rog. am vorbit destul de despre educație. Mai vreți să mai zici ceva despre educație? din România? Dacă mai ai ceva curiozități. poate vorbi foarte mult. care se uită că sunt sfer de milioane de copii care nu au acces la educație ca noi și copiii din oraș. ser de milioane, 250.000 de copii. Mm. Și World Vision, Ampropo care au educație. ce mai mulți bursieri, reușesc, nu ajung la 1.000 de copii cu bursele. Deci gândește-te că e loc de încă de 250 de ori pe atât. Încă 250 de fundații care să sponsorizeze copiii săraci. Doar atât zic, da. apropo de educație. Asta, vrei, vrei să vorbim de... Asta e o, nu, face parte din educație, din ceea ce... M-am gândit eu că i-ar ajuta pe copii să înțeleagă mai repede ce se întâmplă cu planeta noastră, cu natura din România uh -huh. și să-i înzestrez cu niște skill care să-i ajute să depășească această etapă ultra-digitalizată și ultra-urbanizată a vieții lor. Aici învață în 15 capitole de la cum să se îmbrace când merg într-o drumeție până la tehnici de prim-ajutor. E o carte la care am lucrat vreo șase ani de zile, Ma. nu am inventat gaura la și public. are și poze. Da, sunt ilustrații făcute de Adrian Barbu, e un băiat care lucrează cu Marvel. Dute. Da, chiar arată din foarte Cluj. bine. Da, Pentru mă, arată ca un asta. comic. Da, comic book da. Și e făcut uh, extraordinar de colorată, de sintetizată pentru că am plecat de la premisa că pe copiii din uh, ziua de azi nu poți să-i plictisești cu foarte multă informație și trebuie să fie totul cât mai sintetizat. Și dacă te uiți aici pe lateral, scrie capitolul. Prim ajutor, pe apă, în apă, sub apă, pescuitul, apa potabilă, cum se obține, cum se folosește cuțitul și toporul, orientarea, cum ne de îmbrăcăm, rucsacul. E. <coughs> în aceste 15 capitole, copiii învață lucruri despre uh, viața outdoor. Noi lucrurile astea le-am învățat în fața blocului. Uh, o parte din ele. Uh -huh. Aici am sintetizat know-how care există de foarte mulți ani pe afară și la noi și le-am prezentat într-o manieră cât se poate de prietenoasă pentru că dacă ei au această carte cu ei în cel se cam pot descurca în orice fel de situație. Da, într-adevăr. E un lucru pe, cu care mă mândresc foarte tare. Vezi, această carte este un prieten Ești tu Și le explic Consideră această carte o sală de forță Ca să dezvolți mușchii, faci sport și mergi la sala de forță Ca să-ți antrenezi creierul, citești Unde se, unde se, unde se găsește? <coughs> Deocamdată nicăieri Urmează să o scot în primăvară Încerc să fac un parteneriat cu o O editură? Nu, că e, e nu, nu e de editură, nu Cu a, Ai nevoie de un sponsor? un magazin, da Hai să găsim un sponsor scot. pentru chestia asta. Care mie care se scot uite, mie mi se pare foarte tare, uite, pe mine m-ar fi ajutat o carte de genul ăsta uh, când am început să merg copilul pe munte. Da, e pentru timp și de, pentru familie, în general. E un altă foarte bună și pentru părinți. Pentru că aici înveți noduri, înveți cum să faci o hartă, am tot felul de hinturi, de exemplu, cum să înveți orientarea. Încep deci, foarte simplu, buluros să facă harta uh, casei. Cum arată casa? Uh -huh. după aceea faci un treasure hunt să vezi unde, înveți uh, punctele cardinale uh, ușor, ușor îi deschizi mintea către uh, activitățile astea care ei din păcate nu mai au aceste skill -uri. nu chiar toți cei din zona rurală știu foarte multe lucruri, dar Evident. inclusiv pentru ei aici sunt multe lucruri care sunt bine de știut e o unaltă de fapt e, e o carte fain. foarte utilă e foarte fain, îmi place și cum uh cum arată cum este lucrată. Na, a fost lucrată cu drag uh, pe voluntariat. Uh, și îți o dăruiesc cu foarte mare drag să dai și copiilor Mulțumesc. Și -o Băi, uh, eu o să o să țin ți că eu fac mea și tabere. Apropo mai departe. Că tot vorbim de educație, eu fac tabere. Se numește tabăra Exploratorului. fac anual, unde vin copii din întreaga țară. Și uh, învață de la specialiști, tehnici, de, de exemplu cum să fac post. Adăpost la atelierul de adăpost învață de la Rel Unica, care este un specialist un tehnici de supraviețuire care pregătește scorpionii roșii, o grămadă de trupe speciale. Și când faci taberele astea? Vara. Vara, Vara le fac. Anul acesta le-am făcut la Astraja. Am avut trei serii de copii care au fost foarte încântați, au o uniformă, ei când vin în tabără primesc un rucsac cu tot echipamentul necesar, trusă de supraviețuire, amnar, absolut tot ceea ce au și profesorii. Pentru că mi s-a părut un detaliu esențial în educație, ceea ce ți arată profesorul să ai și tu. Uh -huh. Pentru că degeaba are profesorul știi, uite cum e o buzolă. Da. Și tu zici, da, am văzut. Nu, el trebuie să pună mâna acolo, învață să lucreze cu cuțitul, cu fierăstrău, învață tehnici care pe ei îi ajută să prindă încredere. să Se simt mult mai încrezători după ce termină această... E un modul educativ, de fapt. Nu este o tabără, pur și simplu. La prima vedere, pare o soluție pentru părinți să scoate din casă. Da. Dar e mai mult de atât. Da. Ei se împrietenesc, își fac amici, își descoperă pasiuni comune și ușor, ușor, eu de la un an la altul, ei primesc grade. Și dau examen din cunoștințele pe care le au, adică cei care au fost în seria asta primesc gradul 3, după aceea să prindem gradul 2, gradul 1, după aceea devin uh, ușor, ușor. Noi îi ajutăm ca atunci când uh, vor deveni uh, adulți sau când vor merge la facultate, noi fiind doi engele, putem elibera acel certificat de voluntariat care contează foarte mult la facultăți. Cel puțin afară și sper ca și în România să înceapă să cântărească mult în... Trebuie uh... să faci voluntariat ca să mergi la facultate. E foarte bun. Am înțeles că virgulă, cântărește destul de mult în dosarul da. pe care îl aplici. Și noi putem da chestia asta. Și după ce sunt voluntari, pot să devină la noi, să vină instructori angajați, primesc bănuți. Adică noi îi luăm acum în tabără și după aia abandonăm. Nu, încercăm să creăm o comunitate și copiii să se simtă incluși într-un program și într-un stil de viață, pentru că asta încercăm să le... Cu asta încercăm să-i ajutăm. Am avut modul astronomic, de exemplu, cu Cosmin Micloș, de la micul astronom, două nopți, au stat să uita pe cer, cu telescoape, a adus vreo cinci telescoape, cu proiector, cu ecran, înțelegi, seara, o prima seară s-a făcut pe vârf de munte, unde am văzut și s-a explicat volta cerească tot, și a doua seară am fost la, pe terasa hotelului, unde am instalat tot echipamentul și au putut vedea ce se vede prin telescop, în real time, au văzut stația spațială, au văzut o grămadă de treburi prezentat cu powerpoint cu animații, cu tot. Deci, un, e un program de care sunt extraordinar de mândru, și fiecare copil care ne-a trecut pragul a fost uh, uh, foarte încântat, și ne-am, de fiecare generație ne-am despărțit cu lacrimi, cu. în sfârșit, se atașează foarte mult și. Deci de câți ani? E așa de cu, de câte cu, ani? E din 2019. De deci deja? Am făcut 2019 prima oară, 2020 am luat pauză, și acum, în 2021, am luat-o din nou, e ca și cum am fi luat de la început. Da. Am o echipă de oameni minunată cu care lucrez. Și sunt Practic, tu ești motorul uh, inițiativei? Da. Mie mi-a venit ideea și cu manualul. V-am zis să fie o chestie. asta deci, e după după jobul de la TV, te ocupi de asta. Da. Liga Exploratorilor. Liga Exploratorilor, da. Poți să intri pe Liga Exploratorilor Pungro și acolo văd și filmulețe din tabără și cam ce facem noi. Noi, Le propunem... și Liga Exploratorilor, sunt curios. De ce? săracii. Să de ce să-i bine. Eu cred <gătări> că este mai mult decât să le antrenezi copiilor niște social skills. Nu e doar o chestie da. de socializare, este și da. o chestie de supraviețuire. Da. E, e vorba de încredere în sine. Pentru că, uite, am avut o discuție, spun acum o chestie din bucătărie internă, cu un potențial sponsor mm. și eram la discuțiile, ședințe în care o doamnă mi-a ridicat problema, domne, sunt cuțite desenate în carte. Cum adică să le arăți copiilor cuțite? <rătări> și zic, doamnă, dar în bucătărie nu aveți cuțite? Cu ce tăiați? Cu laser? Cu laser? <rătări> adică cum adică de ce le copiilor cuțite? Pentru că da, am la capitolul le explic ce cuțite, cum și ce fel folosit. No, Ideea e să învețe să folosească acel cuțit. <rătări> nu. Așa cum să... înveți să folosești și puța când devii băiat mare. Are puța? Putem să spunem cuvântul puță? Bă, serios acum, adică faptul că înveți copilul cum se folosește cuțitul sau ce se întâmplă între un bărbaș și o femeie, eu cred că e important. Zici? Te că s-a lipit asta, nu vrea. S-a prins vreun cuțit pe aici. N-ai băgat-o cum trebuie, uite, așa, se bagă. <laughs> și așa se scoate. Gata. Deci, e un capitol cu cuțit. Am văzut și unul cu noduri. Da. Noduri. Sixty Shades of Grey deja acolo, da. clar. Uite aici, cum să le arăți copilului cum arată un cuțit. Vezi că aici le arată cum să tai un lemn, cum să... Sunt niște schiruri pe care trebuie să le aibă în caz de. În caz de. Aici vreau să te aduc. Da. Noi cred că în caz de suntem, vai, și mama noastră, ca să zic așa. Adică? Păi uite, spre exemplu, numai în București se estimează că la un cutremur mai mare de șase... Adonă. Adică în momentul ăsta noi avem noroc că peste pandemie nu s-a potrivit nimic altceva. Dar au mai fost țări prin Europa care au avut inclusiv a, a ieșit că In vulcanul sau în inundații asta. sau cu tremuri. Noi n-am avut no. o catastrofă naturală. Cum ziceai și tu, am avut noroc no. că n-am avut de din astea. În caz de catastrofă de orice fel, noi ce facem? Adică nu cred că se educă nicăieri. Nu există un loc unde să te pregătească cineva specializat pentru în caz de. pentru că asta trebuie să se întâmple în școală. Așa cum japonezii fac în școală lucrurile astea, da, pentru că ei trăiesc într-o zonă cu activitate seismică destul de serioasă, ei la școală asta fac. Învață lucruri de, care țin de, uh, cum se spune, de conduită a populației în caz de dezastru. La noi nu se mai întâmplă lucrul ăsta, în fari motive. Nu știm de ce. În general, dăm dezinteres. Adică e liniște. Aici ai văzut, copiii învață tehnici de prim ajutor, pentru că și acolo e un modul de tehnici de prim ajutor unde un băiat de la smurt vine și învață pe copii cum să facă o targă, cum să oprească o sângerare, cum să... Știi, chestii așa de bază, care la un moment dat copiii ia cu ce au învățat la mine în tabără să salveze viața unui om. Pentru că nu se panichează, sunt siguri pe ei, că știu ce au de făcut și au mai văzut lucrul ăla. E foarte important să mai fi văzut acel lucru. Indiferent că îl face atunci când era copil, dar îți rămâne în cap ceva. Băi, o să încerc. Trebuie să fac aia. Parcă am mai văzut. Ți-aduce aminte. Măcar ai habar. Știi de unde să pleci. La noi nu există această pregătire. Normal, fiecare om ar trebui să aibă în casă un kit de dezastru. Aici vreau să de... ajung. Kitul de, Kitul de dezastru. Noi nu avem kit de dezastru. Noi trăim într-o lume în care ne imaginăm că totul va fi bine. Dar în cazul în care mâine nu e bine, ce faci? Că nu, nu cred că are nimeni măsuri de prevedere pentru un caz de. Ba, sunt oameni, să știi. Preparaționiști. Da, prepărși. Prepărși. Da, prepărși. <laughs> <laughs> nu, sunt Ați oameni Ați auzit, <laughs> auzit de prepărs? Tu da. de prepărs. Știi, Radu, de prepărs. Da, dar nu trebuie păi, să Radu, ce... plac și cuțitele. Yes. <laughs> <laughs> Mi-a făcut și mie cadou cuțit. Serios? Da. Ce cuțit? de, de curte îl pune aici la brăcinar e un cuțit de muncă, un cuțit cu, cu cel ce? carbon Mora, mă gândeam la Mora ieftin nu? și bun foarte, foarte. scod, da, buluier de ăsta, de bushcraft, de ce? sau normal? Bun. ok de muncă, un okay. cuțit de muncă Aha. foarte bun, da. foarte util foarte multe lucruri poți să faci cu un cuțit da uh, ca să revenim la Așa. situația de dezastru da, toată lumea ar trebui să aibă un kit. chiar mă gândesc să fac o, ceva în, în, în sensul ăsta poate să aduc niște specialiști care să, cree, să creez niște cursuri pentru cei care sunt interesați de subiect și să, să fie mai pregătiți oamenii pentru astfel de situații pentru că în caz de dezastru nu mai există comunicații, trebuie să ești un radio pe acasă cu care să mai vorbești cu oamenii că pică tot ce știm Telefonie, clasică. Adică sunt foarte multe aspecte, dar care pot fi rezolvate cu... O investiție niște... mică. Da, da. Sunt niște bănuți, dar până la urmă investești în viitorul tău. În nu... supraviețuire. Da. Practic, într-o situație de dezastru, trebuie să rezolvi primul rând partea de comunicații. Yep. De apă, apă. Hrană. Hrană siguranță. și căldură. C și căldură. Da. Cam asta sunt. Cam astea sunt. Și chestiile astea se pot întâmpla și în casă, dar și în afara casei. Bineînțeles. Pentru afara casei. Manualul Exploratorului. Yep. Care este o fițuică scurtă. Da. Mă gândeam că ar trebui să fie mai groasă de atâta, dar e un, e un început. Este un început și este extraordinar de sintetizat. E pentru copii. Dar credem că aici găsești foarte multe lucruri de care nu știi. Mm -hmm. Uite-te, uite-te ea și mi un col. O, oh, da. da mi un call. Deci eu, noi mergem pe munte suficient da. de des, dar sunt convins că nu am acoperit jumătate din ce -o acolo. Da. Am rugat-o în ochi peste. Dă-mi da un call. Spune, uite, de perci și să-mi spui, bă, în procent de știam și în procent de nu știam. Hai să rămâi uimit câte da. lucruri descoperi, Pentru că n-am avut parte de educație în zona asta. Deși cade muntele pe noi, da. mergem la mare toți. Da. Dar nu știm cum să ne descurcăm în pădure sau pe munte Că nu ne-am învățat no. da, Cei care am avut noroc să ne învețe un părinte no. Sau un unchi, sau un bătrân Sunt, de fapt, niște reguli Reguli de bun simț pe care dacă ți le cimentezi Bine în memorie Te poți descurca în... De deci, ce nu faci prudem. un canal de YouTube despre asta? Pentru că sunt leneși, sunt români nu vrei să vii la noi la hub aici, că uite, avem resurse și aș vrea să povestim despre asta. Îți fac o ofertă deschisă, tu te gândești de să a spui acum. Nu știu dacă îți permite contractul de la televiziune. Îmi permite. Da? Da. Hai să facem. Serios? Da. Uite, finanțez. Da? Da. Uite, sar banii pe mine. Serios. Finanțez? Și să facem un episod de pe zona asta. Da, mă gândesc foarte Am Îmi doresc de foarte multă vreme. Am vrut să fac inclusiv cu David Neacșu. Dar Omul are treabă, are o vârstă, are yeah. copil mic. E greu. Și eu am copil mic de 11 luni. Copil yeah. făcut în pandemie? A, înainte. Am aflat a, că e la gravidă început. soția fix când a început pandemia. Ah, deci nu, la, nu, nu. e copil de pandemie. Nu, nu. E Cam auzit că sunt oameni care și-au făcut un copil da. în pandemie, să fii na, sigur. Păi nu, au avut și timp să mai stea împreună. Nu, no, noi stăm foarte mult timp împreună și chiar când a început pandemia am aflat că e gravidă soția. Mulțumesc. Uh, dar revenind la chitul ăsta de urgență, uh, uh. rucsacul ăla de cutremur, aș vrea să fac un clip doar despre chestia asta. Ok. Nu știu câți din cei care stau la bloc au un rucsac de cu cutremur? Cunosc am niște prieteni care au. Câți? Uh, doi. A. Ah. Ok, dar eu nu început Eu nu în început, da? Care, curmea, că și-au cumpărat și un telefon de ăsta care rezistă la nu știu ce uh, probleme în sfârșit și se... Electromagnetice? Se... Da, și Dute. se duce cauciucul de pe el. Da, normal. <laughs> Știi? E... Dar normal. Da. Cred că, că stațiile alea pe frecvența publică, cred că alea o să fie mișto. Alea, alea o să ajute. Trecă... Da. Facem un kit de genul ăsta da. și cred că știu și un magazin unde le listăm. Okay. Facem un kit și îl vindem împreună. Facem Bun. și bani. S-a făcut un business. Doi români. Ia, uite, e Un, ghișet. Bam, bam. un ghișet. Mai avem timp să știi. Mai, Haide, mai stai? Da, stau cu mare drag. Mm. Șerban consideră că este într-o etapă de maturiza de maturitate. De maturizare. Așa. A vieții lui. Da. Ești sigur? Da. Că te maturizat? Nu, sunt într-o într etapă de maturizare. Deci este un proces, nu s-a definitivat. Aș să înțeleg. Păi da. Crezi că e un punct în care ai spus sunt matur? Nu, întotdeauna vor exista în multiplele noastre personalități una în care e mai copil, e mai infantil. Uh -huh. că noi bărbații rămânem, adică drept dovadă, uite-te câte gadgeturi ai pe lângă tine. A, stai, stai, să vezi biroul de acasă? Deci, tot pe jucării. Da. Nu? Da. Pentru altcineva de în afară, ce putem, păi, că toate jucăriile astea, că se exact. par jucării, nu? Sau cel puțin segmentului feminin. Bineînțeles. Au o grămadă de jucării. Lua am o vorbă. aici da. și pleacă repede. <laughs> am eu o vorbă, mi-am cumpărat jucărie lui Da. Nu? Când am luat prima da. dronă și ce avea trei ani. Da. Mi-am cumpărat bă! și... Să aibă! În cazul fază. în care. Am luat dronă, da? Bun. Am cumpărat-o dimineață. A stricat-o socră miu Până să se trezească copilul de jos de Ca să înțelegi. La alt copil. Deci, la noi nu e o chestiune. E așa o chestie etapizată da. la care, nu Bine știu, sens. ajungi când ai o Senectute și când ești la. Senectute? Când ajungi la Senectute și ești uh, septoagenerar, octogenar, da, da, da. atunci, poate, da și. De fapt, nu, niciodată. niciodată. Nu știu, de, cred că e un punct în care ajungi la maximă. Cu... Și după aia? Te întorci înapoi da. în copilărie. Da. da. Nu? Eu. Eu pot fi de acord cu o regulă foarte simplă. Mm. Diferența între bărbați și copii este prețul jucărilor. Oh yeah! <laughs> am sintetizat cât am putut. <laughs> Sunt de acord. A, așa. Bă și cam atât. Hai mă, nu cred! <laughs> Ai scris acolo romanul și tu te-ai și semnat pe foaia nu mă, nu, ne merită, nu au făcut-o alții. Best regards, scrie aici. Nu, nu, cadou? Asta este un fel de CV al tău, dacă vrei, neoficial. Ah, mai aveai și despre, despre tabără. Și am Normal că aveai subiectul. despre tabără, te să ridici. La. Bun. Vreau să te întreb pe tine ceva. Câte jucării aveai când erai copil? Prea puține. Se pare. Am, Dar... am avut o mașinuță cu telecomandă cu fir. Ma. Wow. Și m-a fraierit wow. un vecin, de-am dat-o la schimb pe două palete de ping-pong și când mi-am dat seama, m-am să iau o cer înapoi și deja au desfăcuse. Oh. Deci trebuia motorașul la altceva. Probabil. Oh. Faza care este că eu nu aveam niciodată jucărie, aveam o cutie cu piese de jucărie. Desfacem okay. repede de jucărie. Da, jucărie. Era genul. Mm -hmm. de că ceasul... Ceasuri n-ai desfăcut? Nu. Nu? Dar sufăr și astăzi după un Orex care mi-a fost furat de la sală când eram mm -hmm. mic. Mm, ai avut și ceas când erai mic. Tu ai dus bine. orex. Cumpărat de mine, de la librărie. Mai aminte de aia, cum să nu știu da. librăriile? Unde găseai practic nimic. Ba da, nu, nu, eu găseam pentru că știam că se librau Marfa. Da, la, acolo. la Constangeles bătea vântul. Constangeles. Bătea vântul. Nu pe bătea vântul, mă. aveți marinara acolo, aduceau o chestii. tata mi-a ducea, mai aveam niște jucării, mai aveam o mașinuță, nu știu ce, dar nu prea ieșeam cu ele pe afară, mm -hmm. că îmi ziceau ai mei, nu, că ceilalți copii n-au. Și nu ieșeam, știi? Ca să nu îi faci să se simte prost. Da, și când venea tata din voiaj și lua uh, uh, cu, cu cutii de la de Wrigley's de gumă Baa. de mestecat și arunca de la balcon copiilor, care prietenii prietenilor noștri, da. Că să pot să ies și eu, măcar o săptămână cât aveam gumele alea, să pot să ies și eu cu gumă mestecând. Că așa aveau și ei și puteam să ne, știi? Când mai lua suc la doză, și mai dădea prietenilor apropiați, le dădea cadou, pentru că niciodată n-au adus numai nouă ca să fie o da. chestie de asta, știi, de da, era un punct bun de intrare acolo la, la Constanța. Da. Spre exemplu, am, am, niște rude la Megidia care mi ciocolată chinezească. Aia cu albina pe ea? Da. Bă, era extraordinară aia, era... Pff. Am primit o dată. O dată, nu? <laughs> maxim de două ori, mai mult. <laughs> Suc de portocale. Uh -huh. Uh -huh. Am prins suc de portocale și gumă riglis. Și mama desfăcut-o. A, desfăcut a lăsat-o acolo sus pe mobilă și am luat prima gumă și am zis nu se, nu se vadă că lipsește da. una. Pe anul 24 ani nu se vadă că da. lipsește și tot două. Așa. Și tot așa. Pe la jumătate deja mi-am seama că nu mai contează nu mai și mai le iau cu tot. Da. Dar și cum e faza aia? Când întotdeauna lași ultimele două, trei acolo să fie. Da, da, da. Nu le luat pe ultimele. <laughs> ai frat, surori? Da, am un frate. Mai mare sau mai mic? Mai înalt. Mai înalt? Mai micul de jumătate, dar e mai înalt. Mai înalt și, 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 și mai deștept ca mine. Da? Ai un coeficient de inteligență mai mare ca mine, da. Înseamnă că e afară. A fost cât pe aici, a fost afară, Hai. dar s-a întors. Ah, ok. Da. E bine să auzi că sunt A, -a vrut să se însoare cu român, că... Până la urmă tot aici la matcă s-a întors. N-are de ales că slovacele alea, nu slovenele, nu, nu stăteau. Da. Sper că nu se uită la acest interviu, că am dat chestii din casă. Te salutăm. Am o relație destul de bună cu fratele meu și nu am vrea să o stric acum. E, chiar așa repede nu se strică. Nu, de asta frați. Nu, nu, că sunt cel mai mic familie foarte frații. are două fetițe superbe. Le trăiesc. Da. Și acum a descoperit și el ce să scoți moci. Cu... Da, mult. Cu Batista Sugarului. Nu? A, scăt boșenile alea. Te ce se nu mucușori? Da. Voi aveți, mu muci aveți, mucișori? Da, cum? Nu știi cum a întrebat-o în -ai când a întrebat-o, era un animal de asta nu știu ce, și a întrebat-o pe elefant, pe doamna elefant. A întrebat și dumneavoastră când beți apă, apare gust de mucișori? <laughs> Mi-a rămas în minte aia de noi -ai <laughs> Te-ai de animate? Da că mai apus să vezi și altceva în afară de da, desene și faza aia, că da? i-am luat tabletă copilului pentru... A, ok, l-ai mufat la altă sursă. Nu, dar deja ajunsesem, ajunsesem într-o fază în care mă uitam la Miraculous Ladybug și îmi plăcea. Ah. <laughs> Rămâne așa, nu prins, vezi ah. ce se mai întâmplă. Mamă, deci Hawk Moth chiar este, este, este perfid. Ah. O să, Trimită Duhul acela rău asupra acestui pe acestei persoane. O să o transforme într-un demon. Vai ce rău este. Hocmo. Bun. Dar jucării ai cumpărat multe. Băi nene, eu mulțumesc pentru interviu. Te rog. Uh, am o amintire pe care nu o să uit toată viața. Da. Cred că cel mai penibil moment din viața mea a fost când mm. mi s-a rupt cutia, plasa în care aveam, în Times Square. Deci copilul meu m-a lucrat dat, la emoție, așa. de am avut și eu jumătate de zi liberă în New York și m-am dus unde crezi? La magazinul de păpuși de nu știu care. Mm -hmm. Da, alea scumpe. Aha. De ziua mea, ta, da, ok, și m-am dus. Și imaginează-ți că ajungi în Times Square cu o cutie mare și ți se rupe și cade pe jos și face bong, 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 bong bon, și polițiștii erau ceva de genul... What? ce se întâmplă? <laughs> și în momentul ăla, în mintea mea era o chestie genul am, am mai văzut filmul ăsta <laughs> <laughs> și nu se termină bine, norocul meu că nu sunt negru. <laughs> Sau n-am față <laughs> de taliban, ceva <laughs> Dar nu, anyway, am, adus în, am adus în siguranță și tu gândește-te că chestia era atât de mare și eu nu puteam să o scot din cutie. Nu Normal. Să... practic mi-a mi eliminat bagajul de mână, atât să-mi pun totul la cală. Laptop, scule, Dar ce camere? nu facem noi pentru copiii noștri? No. Deci ma, știi, am intrat acasă cu inima uitat nu pentru păpușă, pentru sculele mele care erau la cale. Oh, well, Da, deci, things I do for my... Da. Dar nu mi-am dus copilul la o tabără de asta și am încercat și e foarte greu să scoți un copil din casă. Și nu sunt mai. și eu de vină pentru chestia asta că le arăt cu gadgeturi, cu de-astea, știi? Pe noi, noi nu negăm importanța gadgeturilor. Atenție! Da, au voie să vină cu telefonul în tabără? Da! Dar au voie un sfert de oră pe zi cu ele. Mi se pare genial. Ar să faci asta și pentru adulți. Da, eu nu ești primul care îmi spune treaba asta cu adulții. Și chiar mă gândesc serios să fac programul și Dar pentru adulți. Dar adulții din tabără instructorii au voie cu telefoane? Da. A, ah, ce urât. Pe păi de ce? Păi pentru că ei fac în continuare poze și noi suntem în, în contact constant. Dele camere constant. Foto compacte, nu au voie cu nu, nu Nu, nu, nu. Nu nu, se poate. Nu. Noi comunicăm foarte mult. Dele stații. Nu, am nevoie de scris. WhatsApp. totul. Trebuie scris. S-a întâmplat aia, se a aia, mergem acolo, suntem în situația aia, se întâmplă, se lucrul ăla. Gândește că la 8 copii sunt un uh, supraveghetor. Uh -huh. Deci toți <gânt> sunt Detoxul digital este mult mai tare decât aștepți. Vreau să spun că am avut o, o mărturie a unui copil care a venit și mi-a spus că el de foarte mulți ani nu s-a mai culcat cu ochii roșii. Înțelegeți? Spunea eu de fiecare dată stăteam pe ecrane. De când sunt aici în tabără Șerban, am putut să adorm fără să am nevoie de telefon, fără să mă mai uit la ecran. Și pentru mine e o chestie, un copil la 11 ani. Pentru mine este o chestie absolut nouă. Nu știam că pot face treaba asta. Ne am avut în vacanță vară un challenge. Uh, 24 de ore fără device-uri. Toată gașca. Ok. Cine, cre cine, crezi că a fost prima persoană care a fost de acord? Copilul. Ah. Dar e și foarte greu. Uite, de exemplu, la mine, când mergem în mașină, păr părinții, soții, socrii sunt din Topița. Mergem vreo șase ore, jumate cu mașina. Nu e voie cu telefonul mașină. Pe autostradă, mașină. până la Toprița. Da, da. Da. Nu stăm pe telefonul în mașină. Nu, nu cred. De, nu. De ce? Nu vreau. Așa am învățat de mici. Pur și simplu. Cântăm, numărăm semnele de pe stradă vedem o vacă, ne uităm la stâlpi de curent, jucăm ghicește aia. Să știi Usta că am... A... da. are rolul ei. Da. Serios, de încep să vadă noria că el are formă de dragon, că el are formă de nu știu ce. Plictiseala are rolul ei. Serios, nu trebuie să fim tot timpul distrași. Iar în mașină e un, cum să spune, un mediu în care ești nevoit să stai cu ceilalți, și ce poți face mai bine decât să se comunici? Să vorbești chestii care nu s-au vorbit. Da. E, o, e greu la început, dar ai să vezi că e rewarding așa. Long -term. Noi am avut regula asta și nu știu de ce am, am cedat. Am cedat acum vreo un an jumate, când am început să o las pe telefon și a dispărut cântecele din mașină când cântam împreună. Da. No. Și cum e? Nu mai e numai mai ce trebuie. Da, pentru că fiecare stă... O să, o să la șerban, o să zic că îi devine șerban, mai zis șerban așa. și am, ați să fac. Ia, așa facem noi. Nu știu cât o să țin, dar eu cel puțin, băiatul meu cel mare, uite acum, duminică face 10 ani. Să trăiască. mulțumesc. Vorbă românească, să trăiască, mai mult de atât ce poți să dorești. Exact. Exact. Să trăiască. Să, să, aibă succes, da, să ia Să, mari. să aibă noroc. Să ajungă la NASA. Să aibă noroc să ajungă la NASA. Să aibă noroc, da. Uite, acum lucrez. Asta e așa, off de record. Sper să pot pleca cu el în uh, insulele Canare. O the record, în camerele pornite. Da, bine, atunci nu o să spun altă treabă, altceva. Uh, da. Uh, ideea este că e un efort mai mare pentru noi adulții să stăm cu ei uh, în timp ce ei nu sunt pe device-uri. Bineînțeles. Pentru că și eu în tabără nu le iau device-uri și după aceea îți spun uitați-vă pe pereți. Nu. Copiii au o treabă, seara când ajung cad lați, doua seară. Înțelege, o treabă non-stop. Pentru că iau telefonul, dar țin ocupat. Eu fac, merge la atelierul de adăpost. Da. După aia, a doua zi, merge la atelierul de foc, unde prima parte a zilei învață despre dar, ce. Dar părinții nu pot să facă atelierul de adăpost și de foc acasă. Sunt de acord. Dar uneori trebuie să mai fie și niște momente în care să ia pauză. Eu pe asta mizez în educația mea pe care încerc să le -o dau uh, copiilor. Sunt momente în care trebuie să luăm pauză cu anumite lucruri. Știi? Nu trebuie să fii tot timpul hooked de ceva. Nu trebuie să devii dependent Dar nu, de ceva. Dar n-au interdicție la ecrane? Că. Au program. Cât? Păi, de exemplu, o oră pe zi la PlayStation uh -huh. și pe telefon nici nu... Și cum o verifici ora aia? Cum? Îmi cere voie, tată, pot să mă joc pe PlayStation? Ok, te-ai terminat teme, <keinem> te ai terminat tot, te-ai odihnit, pac, a ai ieșit la aer, perfect, bun, ai o oră. Ai trecut ora, a doua zi când vii cu cerința, plop. Nu te ținut de cuvânt. Ai spus o oră și ai stat o oră jumate, ți-a trecut o zi. Pay first, play later. Da. Asta încerc. Gândește. Știu că ei sunt uneori să uită așa la mine, știi că par rău, dar încerc să le... nu îi impun. să îi învăț cu o anumită rigoare. copiii care vin în tabără vin că-și doresc ei sau vin că îi trimit cu forța părinții? Păi prima sunt arăt. prima generație. Prima generație. De ce au dus Na, părinții? Clar au dus părinții la și unii au fost curați. La... Nu, nu, au fost, cu curioși. au fost curioși. O parte au fost curioși, alții au uh, și-au dat seama de oportunitate pentru că m-au văzut la emisiune vorbind și așa mai departe și au zis, bă, trebuie să-l trimit acolo pentru că am discutat și cu părinții. Uh -huh. Pentru că la noi, la finalul taberei, există seara uh, Evening with the Parents uh -huh. în care au posibilitatea să uh, uh, petreacă cu mâncărică bună, cu niște muzică alături de noi, niște timp și discutăm cu ei pentru că mă interesează și deci cum au aflat de tabără și ce uh -huh. impresii au pentru că atunci în ultima seară se întâmplă și festivitatea de premiere la care copiii și-au diplomele și uh -huh. insignele. Și am vorbit cu ei și o parte din ei au marșat, o mare parte dintre ei, pe încrederea pe care o au în mine. Uh -huh. Bă, domnule, vă știu, știu ce faceți, v-am văzut pe Instagram, am văzut cam cum vă educați și copiii și am avut încredere să vin aici la dumneavoastră. Uh -huh. Cam asta e în genere. Copiii, când au terminat și i-am întrebat și am făcut cu ei interviuri și așa, așa. mai departe, au spus că vor să se întoarcă cu prieteni. Cu, adică pot să-mi aduc și prietenii, pot să-mi aduc, știi? Au fost care mi-au spus, un uh, puși de 13 ani, mi-a zis, uh, da, pot să-mi aduc și eu echipamentul meu? Și zic, dar ce echipament ai tu? Păi eu am, eu cu prietenii mei mergem cu biclele și facem, explorăm. Și am și eu un cuțit nu știu care și am și eu, niște saule și știi? Și zic, da, cum să nu zic? Atunci da, tu ți-l, dau, cuțitul predai. zic, când se face atelierul de adăpost unde folosești cuțitul sau cel de uh, foc, uh, ți-l dă profesorul. După aia îl predai, ți nu poți stai cu el în cameră. Dar dacă vrei tu să vii și cu echipamentul tău, zic, te aștept cu drag. Dar pot să-mi aduc și prietenii mei din și zic că sunt bineveniți. Dar eu, uite, a venit un alt copil, că eu am uh, 15 ani și nu o să mai prind la anul. Zic, nu, tu trebuie să prinzi prima înainte să faci 15 ani. După aia ești prietenul nostru până faci 80 de ani. Zic, important e să prinzi prima până în 15 de ani. După aceea tu poți să vii an de an sau când poți tu, ești binevenit aici la noi oricând. Deci înainte de 15, dar... Da. În 8-15 ani, cam 8, 15. aici e Da, Uh, nu știu, am o teorie că dacă le dai un minimum de atenție copiilor, vor lăsa oricând ecranul deoparte mm. pentru un. Uh, da. pentru oricine. Am întrebat un copil ce părere ți ai, făcut, ai avut înainte și cu ce părere pleci de aici. Și fix asta mi-a spus. Nu mă așteptam să primesc atât de multă atenție. Adică nu a existat o problemă pe care să o aibă, și să nu aibă cu ei să o comunice, sau să nu fie preîntâmpinat cu zâmbet și cu ce mai faci, spune aia cu tare, fiecare dintre profesori care s-au ocupat de ei s-a ocupat de fiecare în parte să yeah. primească informații și să se simtă bine copilul. Pentru că am izat pe o formulă: 75% învățăm, 25% distracție. Cam asta e. Ok. Noi nu suntem o tabără în care, hai mă, ia tableta sau ia o minge, împinge-o și tu și după aia te duce căsică. Nu. Dar bătea e mai lungă de atât. Copiii ăștia devin supraviețuitori și la rândul lor vor salva pe alți oameni. Da. Dar există un joc mai lung de atât. Adică eu atât ce ies în natură și văd cum arată da. bucata aia de lume, da. care e diferită față de ce se întâmplă între pereți, vor înțelege un pic diferit. Da, pentru că am plecat de la ideea că nu poți iubi ceva ce nu cunoști. Ii trebuie să cunoască natura. De-aia, și aici, la începutul cărții, le descriu declinul speciilor. Ca să înțeleagă contextul. Că ce vedem noi acum, peste 20 de ani, nu e neapărat să fie. Uh -huh. Fiecare minut dispar păduri, cât 27 de terenuri de fotbal. Vorbind de declinul elefantului african. Ei primesc și această educație, în care, că tot vorbeam de moștenire, e mai bine să fie pregătiți. Și mai bine să iubească natura, ca să-și dea seama, să poată să se implice, să să schimbe ceva. Pentru că noi ăștia mari, la noi mai greu sunt de, you know, old dog to learn new tricks, it's harder. Ai, că nu Dar chiar nu așa greu. e așa greu. Nu Dar într-un fel reacționezi atunci când îți se povestește un copil despre chestiile astea. Știi că vorbeam și atunci la emisiune. Una e când te trage de mânecă un copil și spune, domnul, v căzut ceva. Și coșul e puțin mai încolo. Și alta e când spui tu adult. Atunci iese cu ceartă, cu... Un sfârșit. Bineînțeles. Dar la un copil îți cam crapă obrazul. Despre asta e vorba. Și avem nevoie de copii să fie mai prezenți în, discu în discuția asta publică despre viitor, pentru că ori sunt ignorați, ori sunt absenți. Cred că sunt ignorați. Copiii nu au un cadru în care să se poată exprima. Toate organizațiile astea, elevilor, sunt niște vrăjeli din punctul meu de vedere. Și cum îi spunem la asta cu elevii, cu nu știu ce? A? Nu, e Nu, ai de la, deja e de la ASE. Nu, 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 nu. Hai mă că asta cu elevii din țară, Liga națională. Național. Mamă, cum sună chestia asta. Deci n-am văzut, m-am rămas șocat să văd ce limbaj de lemn poate să aibă copiii Păi da, pentru că sunt școliți în școli de stat. Nu neapărat, ci, cum să spun eu, cred că Năzuințele lor sunt într-o zonă de politic. Stau și foarte mult acolo, adoptă acel limbaj care cred că îi, îi fac a, adulți și uită de fapt cine sunt și ce, ceea ce trebuie să comunice ei. Se implică doar pe subiecte fierbinți? Pandemia. Noi considerăm că trebuie să stăm acasă sau noi considerăm că trebuie să mergem la școală. Că pandemia, uitați-vă în Franța și nu știu ce. Vă vorbiți și de alte chestiuni. Faceți-vă, organizați-vă. Ei nu sunt organizați. Dar acest consiliu, păi de fapt, puțin, ei bă, trebuie, ne, trebuie să organizeze. Ne, pe ei, ei, dar trebuie să plece de undeva chestia asta. Și eu am mai zis lucrul ăsta și pare o chestie, nu știu, eu nu văd un punct de coagulare al, al generației astea. Vorbeam, spre exemplu, cu Gojira la, la el când am fost la interviu. Băi, până la urmă, cei mai cunoscuți oameni încep să îmbătrânească de la noi. Mm. Și nu vin din spate oameni tineri, care să fie în, 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 în dincolo de zona de divertisment sau să fie în divertisment, dar să aibă și o voce despre problemele societății. Pentru că dacă copiii sunt motorii chiriași ai planetei, nu? Ar nu. să intereseze ce găsesc aici. Și ai să că bă, stai puțin, vezi că vin. Vezi că vin și lasă, lasă casa în ordine, că eu trebuie să trăiesc acolo. Și să uite, aș vrea să schimbăm chestiile astea, hai să vorbim despre tema asta. Odată că în familie nu sunt antrenați, nu sunt încurajați să deschid o discuție de genul ăsta, în școală nici atât, și noi le cerem lor acum să devină membri active societății? Nimic. Nu le cerem nimic. Dar ce le cerem? Ce le spunem? Nu, ei din păcate sunt captivi. Există aceste organizații care simulează implicarea socială și de fapt sunt niște piedici. Cum am menționat mai devreme. Consiliul Național al Elevilor. Da. E o mare vrăjeală care pe unii copii dezarmează, de ce să mai fac eu că există aia deja? Hai să, și aia cum care să fac, e Deja, cum să facă? Nu atât? face nimic. Păi la noi se uită copilul la noi. Uh, sub 10%, dar se uită. Poate, okay. poate Organizați-vă, copii. Cum? Foarte simplu. Intrați în Consiliul Național al Elevilor și schimbați-l. Sau? Sau faceți altă organizație, paralelă. Trebuie să vă mișcați într-un fel sau altul. Știi de câți oameni este nevoie pentru asociație? 4, 6, 2. Da, dar nu, asta e ideea. Ideea e că, scuze, trebuie să-și găsească o platformă pe care să discute. Au o grămadă de platforme online. Trebuie să-și găsească subiectele comune. Poate Și să sunt, facă o asociație sunt, pe Discord. Sunt atâtea. Au mult mai multe opțiuni decât aveam noi. De eu mă imaginez dacă eu aș fi acum puștan, i-a strânge pe toți, pe Discord sau pe Telegram, și aș organiza asociația, sau cum îi spunem noi acolo, pe un sistem DAO. Adică? Decentralized Autonomous Organization, prin blockchain. Okay. Cu vot, cu tokeni. așa da. aș face cât se poate de tech, dar și de transparentă, de democratică. Păi cu dacă platforme. vrei, hai să lucrăm noi. Păi nu mă, că dacă le facem tot noi, o să zic că, că ne-au parașutat adulții un, un căcat pe care să-l preluăm și noi. Te deci să vină cumva de lei. Încep să, eu, eu arunc niște chestii de Uite genul aici, ăsta. Dați comentarii dacă sunt copii care sunt interesați și nu au posibilitatea tehnică să facă așa ceva. Există metode de guvernanță pe care da. le putem. Uite, ne-a zis Vitalic Buterin. asta pe scaunul de site tu acum, no. deci, practic, ca să înțelegi, da, no. așa. Vitalic, l-am întrebat, ți se pare că un DAO este o formă de expresie a democrației și ce, pentru asta a fost gândit. No. Deci, tu poți să creezi în momentul ăsta, descentralizat, fără, dincolo de controlul oricui, o organizație complet democratică, cu membrii în care. Voturile sunt transparente, se pot depune uh, chestii pe care, uite, vrem să facem chestia asta. Cine e pentru? Mm -hmm. Cine e... Adică poți să te organizezi într-un fel. Da, exact. E ca un fel de forum, da. dar adus în A next level. Da, super next level. Da, să ne scrie și îi ajutăm să facă chestia asta. Dacă au nevoie de ajutor, de? eu cred că nu au nevoie. de 40. Da. Nu au nevoie de Zimi zim un puști mai tânăr de 20 pe care îl respecti și pe care le-ai auzit vorbind în ultima vreme. Mi-e greu să spun acum Știi, din nou, ce să trigăresc, să enervez pe un puști care să stărească, să zic, bă, da, bă, da, uite că suntem. Uite ne aici. Bă, da. Bucnic, uite, a, sunt au. aici. Vă așteptăm cu drag da. să vă auzim și vă susținem. Uite, aici aștept să vină exact. o voce care să aducă, să vină, uite, eu bă, repre nu, cu reprezint de lemn. o mie de... Fiți true, frate, exact. să vorbiți pe bune. Că aveți o grămadă de probleme. Am, a, am, mai, avut un puș de la Constanța care a organizat elevii și care a cerut burse și așa mai departe și mm. tot acolo. Da, și atât? Acum am să mă și să un pic în politică, cred că. Ah, ok. Mm. Păi cam asta e prima etapă. Îi păi, traseul. Păi, eu văd că e o rampă de lansare normală într-o societate democratică. Numai că ceea ce nu văd eu, nu văd acțiuni pe care să le facă ei în interiorul școlilor lor, acțiuni care să uh, atragă atenția adulților, să se facă auziți. Dar tu, da, tu, hm? tu cum ai face? Pur și simplu aș lua-o în școală în școală. Adică? De școală în școală. Aș organiza un eveniment în care aș propune un program. Hai să vorim școala, hai să facem ceva, hai să mergem să vă obțin parcurile, hai să facem ceva, hai să plantăm. A venit primăvara. Hai să ajutăm bătrânii, hai să facem o listă cu bătrânii care au nevoie de ajutor. Hai să facem ceva, să ne facem remarcați ușor, ușor, să ieșim în față. Pentru că nu mă punând mâna la treabă, poți să te faci remarcat. De vorbit, vorbesc suficient de mulți oameni. Tastatur deci așa Avem aș tastaturi multe. Sunt multe tastaturi și mulți războinici de tastatură. Nu, trebuie făcute lucruri. Și încep de copil să faci lucrări și să vezi că te și dezvolți altfel. Mm -hmm. Ca și copil. Fii voluntar. Du-te, fă voluntariat. După mm -hmm. aia învață să-ți conduci tu organizația studiind ce ai învățat la organizația la care ai fost voluntar. Ia oameni de acolo, ia know-how a făcut Greta Grunberg, nu? Acel... s-a întâmplat în România, eu zic ceva de genul. Nu ne mă asta mă preocupă cursuri. și pe mine. Noi nu avem în România o voce Nu suntem conectați internațional. Nu las asta. Nu suntem conectați la evenimentele internaționale, ceea ce este greșit. Este total greșit. Da. Adică lucrurile astea se întâmplă, e o maturizare dubioasă la care ajungi să te intereseze zona politică la 30 de ani și socială, când deja e too late. Noi trebuie să fim de acum să devină la 14 ani, 15 ani activ din punct de vedere civic. Și unde începi? În școală. Schimbă directorul. Fă ceva. Nu sunt fonduri pentru sala de sport. Adună bani. Fă o strângere de fonduri. Uh, faceți un vernisaj. Sunteți școală de arte. Faceți un vernisaj și adunați un sponsor. Vindeți alea și strângeți bani de schimbat. Dacă vedeți că e amar, nu fac, faceți voi. Mă. E super simplu. Că nu e chiar atât de greu. Nu, e de muncă. Dar basically, dacă stăm așa și ne întrebăm Bă, oare ce trebuie ce ar trebui să facem. Ia și fă. E pe dos față de e... anii 90, că în anii 90 era mulți care vreau să facem ceva dar nu aveau da, bani. Da. Și da. acum există bani dacă te duci, găsești sponsori, nu. dar nu mai sunt copii uh, liceni care să vrea să mai facă ceva, că e să vină la școală, să își arate hăinițele, S -s... telefoanele nu. și să ducă acasă. Nu, nu toți sunt așa. Nu sunt dar toți așa. Sunt aia aia. deveniți proactivi. proactivi. Proactivi, proactivi, faceți lucruri. Știu că e greu. La început o să râdă de tine sau nu o să te bagi în seamă, dar o să vă găsiți ușor, ușor unul pe celălalt și alături de voi vor veni alții, din ce în ce mai mulți. Nu e o chestie care se întâmplă peste noapte. Știu că cea mai proastă virtute în tinerețe e răbdarea, dar asta e. Dacă vreți să faceți treabă de oameni mari și să schimbați lucruri ca oamenii mari, trebuie să aveți să împrumutați din virtuțile alea, cum ar fi răbdarea. Cu răbdare. Și cu power, că voi sunteți super creative, adică chiar aveți resurse mentale să puteți face schimbări de genul ăsta și într-o manieră creativă, nouă, pe care să-i luați până surprindere pe Boșoroci până la urmă. <laughs> ok, boomer, am schimbat. S-a <laughs> schimbat. Uite, și să ne lasem mai jos la comentarii dacă au deja orice fel de grup, un link de Discord sau de yeah. ei, un grup de Facebook, de unde s-au organizat ei. Yep. Da? Cam o zi că există grupuri, spre exemplu, de Insta, unde fac schimb de haine și de sneakers. Foarte bine, un în început, na. Da. da, eu zic că generațiile voastre nu se rezumă doar la șelii. Dar nu cred că e, 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 suficient. Nu începe și să termină cu șeli. Păi nu, dar spune de vector de imagine, da? Da. spune unul care s-a făcut auzit. el a atacat subiecte, cum ar fi educația. S-a dus și madame Ecaterinca Andronescu acolo la el. S-a băgat... În sfârșit. Da. Da, el este un vector. El a a, singur? a, încercat. a încercat. Mă, El e singurul? A el e singurul? la capitolul vizibil, da, uite, spre exemplu... Am, nu am, zic el e singurul care are ceva de spus? Nu cred. Tocmai de aia încercam să fac un trigger. Ah, trigger, da. Yeah, yeah. Am avut un pușt pe care l-am observat că a făcut o prostie cu o mașină autonomă. S-a făcut că doarme la volan. Și am atras atenție. Zic, bă, vezi că faci prostii. Și ce? ah, da? Ia, vrei să facem un clip în care să-mi explici chestia asta? Aha. Deci el mai, mai vrea un pic de clickbait. <laughs> da. A speculat treaba. Deci sunt foarte inteligenți. Sunt, sunt. Sunt extraordinar de inteligenți. Numai că ar trebui pus asta și în folosul viitorului lor, ca și ansamblu. Nu neapărat atât de individual, pentru că totul se desfășoară în jurul lui eu. Eu, selfie, myself and I. Păi nu așa ne-a zis um, tehnologia, că contăm? Dar bineînțeles, contăm, dar uităm de... <gură> ce facem cu grupul în care trăim, cu societatea, cu chestia în ansamblu. Noi, noi nu există, există eu. nu există. există noi. Noi? O să dăm și de noi. Într-un final o să ne dăm seama că avem nevoie de noi, mai presus de eu. Că eu pot să schimb cel mult hainele de pe mine. Dar cam atât. Da, cam așa e. Nu? Nu cunosc oameni care să fi schimbat lumea pe cont propriu. Singuri. Acuna, nu există oameni care să fi schimbat. Ah, da. Einstein. Nici măcar, nu... Ba, da, el a fost om de știință, a scris niște formule, care alea după aceea au fost... Dar a făcut singur treaba asta. Nu, 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 a preluat de undeva, a dus la nivelul următor... Da, da, a da, Da. acum de... cum zici tu, da. A avut, a stat pe, umerile, pe umerii unor giganți înainte să devină el uriaș la rândul lui. Exact. Da, mai era Newton, mai erau niște oameni înaintea lui. Practic n-a crescut Dar munca solitară a produs rezultate în anumite domenii. Uh -huh la asta mă refeream. Munca solitară. Oamenii de știință, chestii care ne... Ce Oricum, noi suntem o țară plină de, de genii. Adică noi știm mult mai bine decât vestul Europei cum se face treaba aici. Băi da, suntem un popor de oameni inteligenți. Dar dacă tu la rata de vaccinare... nu mai stăm picioare argumentul ăsta să și mă gândeam cum au reușit deci cum au reușit să-i prostească pe danezi pe portughezi pe francezi ești de tâmpi strepanați ce vorbești nu știm mai păi, cum, cum, cum au, au să-i păcălească o culta pe păi aia să se vaccineze? Da, tu crezi că acolo în Parlament există o șoșoacă? În da, au Au, au, o Uite, șoșoacă? Uh, nu, e, dar, dar, în Franța se au, se au se pe Marine Le Pen, Pen care vrea să dea se se jos eulienele. Da, știu, am auzit, da. Mi se e pare... ceva de noaptea minții, da. da. Bine, în zona asta extremistă... Ea vrea să dea jos eulienele, să pună mai multe nucleare. Da, nucleare, da. Păi Fukushima... Le Fukushima c'est pas bon, ouais. <laughs> Fukushima, mais qu'est-ce se passe, hein <laughs> Ça, c'est dar bon? da, serios. Deci, avem o părere foarte bună despre noi români în general. Bă, asta nu e rău. Dar trebuie să mai și cu picioarele pe pământ. Hai mă, pe bune, zim niște români uh, care au făcut niște realizări importante în știință și tehnologie în ultimii 30 de ani. În ultimii 30 de ani? Da. Bă, probabil că sunt în zona de software. mm -hmm. Zimuno? nu, Zimeno? Nu nu, ah, nu nu pot. Să știu pentru că nu au fost comunicați. pe aici. Ba da, există un, uh, un, un tip care este programator, a fost și lead, a fost șeful programării la Facebook. Ok. Ha! Ah, da. Tal Zuckerberg. Ăla care ne bagă chipsuri în venă. Da, da l-am cunoscut un tip foarte tare care este okay. părintele programării în limbaj D. Ok. Și este ce? De. Okay. Și se bumpete, spre exemplu, cu alt român foarte deștept, cu Andrei Pitiș. Okay. Doar că acum am un lapsus cu el, dar e cu Nu uh, Vezi, nu vine prima. Dată în minte. Uh. Mă bed. Uh, mai este un român foarte deștept care este specialist pe big data la, o, o, la Universitatea din. Uh... Avem, profesori da. bun Avem profesori foarte buni români. Avem profesori foarte buni. Doctori bun. extraordinari români. Da. Care, din păcate, se manifestă pe afară. Da. Păi uite și UiPath s-a incorporat cum ar veni în străinătate. Da. Adică da, operează de aici, are în foarte Dar s-a listat la New York. Yep. Deci în afară de UiPath, ok, Elrond, să vedem că se duce. Nu avem noi, nu, noi nu suntem noi buricul planetei în niciun caz. Dar nimeni nu este buricul planetei. Da, nimeni. dar chiar nu avem un cuvânt de spus în vreo industrie. Din păcate. În afară bă. de uh, RPA-ul ăsta, robot Process Automation, unul de eu poate fi sunt adevăr în avantgarde. Dar în avangardă, mai zic ceva la care sunt în avantgarde. Sunt cel mai mare producător de mașini ieftine din Europa. Suntem okay. buni, da, la făcut mașini software. ieftine și bune. Și software. Și software. Tine. Yeah. Dar la altceva, o invenție românească, alta decât uh, îmbunătățirea RPA-ului de niște români, care să zici, bă, oriunde mă duc în lumea asta, le spun de chestia În afară de niște sportivi, care sunt niște excepții, mm unde e meritul familiei. De și că... nu neapărat a statului. Și nu neapărat a statului. Care statul suntem noi. Deci, eu cred că ne avem o părere foarte bună, prea bună despre noi. Cred că să fim un pic mai umili. Asta, da, n-ar strica. În general, e bine să fii un pic mai umil. Dar nici atât de umil încât să fii călcat în picioare. E nevoie să fii și mândru de ceea ce faci. Da. Avem și noi motive de mândrie, numai că, din păcate, nu le auzim pe alea. Auzi numai alea rele. Ca așa se propagă veștile rele și chestiile nasoale. Da. Avem o grămadă de români afară care fac o treabă excelentă pe unde sunt. Pentru alții. Pentru alții, da. Pentru că noi n-am fost în stare să-i păstrăm aici. Da. Sau poate că nici ei nu au fost învățați, că pot să reușească aici. Ce? Sau să devină antreprenori. E foarte greu aici. Serios. Dar nu Și e imposibil. Eu nu sunt de. Adică nu i-aș condamna pentru niciun Dar nu condam pe nimeni. Din ah. potrivă. Dar nu aș blama. Nu putem fi toți cai de povară sunt unii oameni care stau și se gândesc, băi, am o viață. De ce să o petrec luptându-mă cu acest monstru numit statul român și să nu-mi vădă viața în altă parte? O lui, ție, mie, nu-i dă nimeni ani înapoi. Și totuși n ai plecat. Nu am plecat și o să dezvolt și o aplicație de amprentă de carbon și o să fac cât mai multe lucruri bune pe care pot să le fac. Ești dispus să vorbim despre ea acum, repede? Foarte scurt. Hai zim, pentru că promit să revenim să povestim despre aplicația asta cu amprentă de carbon. Da, când acolo. o, când o, gata. o gata. N-am deschis subiectul pentru că, crezi că, nu știam că e gata. Deci, dar nu numește... e gata, nu e gata. Hai să facem un teasing. Bun, e o aplicație care de fapt unește toată industria care dorește a fi verde, la un clic distanță. De fapt, este un trainer care te ajută să slăbești CO2, câștigând bani. Pentru că există o legătură foarte simplă între economia de resurse și economia de bani. Și noi facem această legătură prin această aplicație. E mai presus de un calculator de CO2, de emisii de carbon clasic. Este o aplicație care te învață și te pune în legătură cu alți oameni, ca și tine, care au interese comune cu tine, dar și cu actorii din economie care sunt interesați de această amprentă verde, această etichetă verde. Și vedem că sunt din ce în ce mai mulți. De ce avem nevoie de o aplicație care să ne calculeze CO2-ul? Păi, foarte simplu, că e cel mai scurt drum dintre ați sta în ignoranță și a-ți da seama câți bani pierzi ducând o viață de huzur. Pentru că atunci când faci uh, economie de apă, de exemplu, de curent, când nu-ți mai lași încărcătoarele, tu de fapt câștigi bani. Uh -huh. Când faci economie. Când nu faci asta, pierzi bani. Și calculatorul o să-ți arate și chestia asta. Cam câte sute de euro pierzi tu anual, în loc să-i folosești pentru shopping, traveling, whatever, și dai în diverse alte locuri. Uh -huh. Și hey. fiind într-o comunitate vei beneficia de diverse discounturi gratuități. Adică tu, tu în ce să aduci pe oameni să vadă și să înțeleagă da. care este urma pe care o lasă, exact. în dâra pe care o lasă în urma lor. Da, și cea mai simplu exemplu începe de la bani. Dacă nu te a, înmoaie subiectul cu hai să protejăm planeta, cred că dacă îți plânge portofelul, te doare mai tare. Hai să începem de acolo. Dar ai și componenta asta, ai tascuri zilnice Săptămânale, lunare, bianuale, care faci lucruri și primești puncte, puncte pe care le folosești în diverse zone. Deci, e o chestie okay. foarte complexă, în care acum facem, suntem în etapa de simulări, și în câteva săptămâni o să fie cam gata. Abia așa să fie gata. Yep. Pentru că mi-aș dori să avem posibilitatea ca fiecare să ne calculăm moștenirea yep. de carbon pe care o lăsăm yep. copiilor, nu? Yep. Și, și... tu oricum, deja ești în avangardă. Deci cu mulți, deci cu o an lumină înaintea multor oameni până uh, felul smart în care ți investi investit bănuții, începând cu casa și cu mijloacele de transport și stilul de viață. Multă lume nu știe că de fapt am fost suficient de zgârcit că să investesc acu' acum 5 ani în chestiile astea. Păi, Pentru zgârcit? că Da, mi acum vine factura la curent, îmi vine cu minus. Da. Mi-am -mi, mi intră bani de la, știi? Uite. Știi că mi-a venit SMS de la NL, Vi s-a emis factura așa, cu valoare de minus 456 de lei. Bagă aici. You are the winner. Doi, da, am pompat în rețea peste 2 MW pe, pe lângă ce am consumat eu în gospodăria mea. Wow. Într-o lună. Regenerabil. Soară. Da, doar regenerabil. Dacă soarele uh. nu mi-a trimis factura încă. Okay. Și nici nu s să-ți trimită vreodată. Despre asta e vorba e vorba dar de economie, de bani hai să zicem că eu am făcut chestia asta da. ce-am făcut eu nu cred că se aplică pentru toată lumea nu. dar eu cred că ce se poate aplica pentru fiecare dintre noi cred că este, dacă ne calculăm un CO2 eu sper să fie suficient de ușor să poți să zici, Bă, uite copile eu mi-am treaba pe aici asta e moștenirea de CO2 pe care eu o las în urmă Am mai făcut și, și părinții mei ceva e treaba ta să faci curățenie că eu atât am putut pentru că altfel ți se topește nu. Siberia, ies mult permafrostul Permafost. da, E o legătură foarte simplă între a, economia de bănuți și economia de resurse. Se poate face. Mm -hmm. Se poate face. Chiar dacă n-ai cum să construiești acum o casă de la zero, nu. Dar a, poți să faci gesturi mici cu care să vezi că se vede în bugetul familiei. mai târziu. Bineînțeles simplu și o să-ți dăm și sugestii dacă vrei să schimbi frigiderul, îți dau sugestii de cel mai eco da. frigider cu care poți să-ți dai seama ce bani de fapt economisești în timp. Și cei mai mulți oameni calculează pentru prezent, știi? Da. Dar dacă gândești un pic pe termen lung, e clar că nu va mai fi niciodată atât de ieftină energie. Nu, și uite-te în ce criză ne aruncă situația actuală. Cred că ție nu ți ție buza. Eu ți-am spus, că mie mi-a venit cu minus, dar nu -am, am spus că am consumat. Eu okay. încarc și mașina acasă. Deci <laughs> no. eu, eu atât că merg gratis cu mașina, toată casa se încălzește, se răcește, se aprind luminile, merge televizorul, totul okay. și mai și primesc bani. Adică, practic, eu undeva la 3, minim 300 de euro, 400 de euro pe lună, mm. economie doar din regenerabile. Fantastic. Da, și oamenii îmi ziceau acum 4-5 ani, da, da, când îți scoți banii? Și i bă, dar n-am făcut-o ca să-mi scop banii. Bă, dar cred că o să-mi scop banii. Îți scoți banii. Când am făcut-o, nu a fost ca să-mi scop banii, dar cred că o să-mi scop banii. Cu profit. O să ieși pe plus. N-ai cum să ieși din situația asta. Bine, am ieșit pe, plus deja, da. Vrei să zic? Mm. Uite, -o, zic înainte de final și după aia dăm stop. Hai. Știi că până am devenit prosumator, produceam mai mult decât consumam. Ok. Și nu puteam băga în rețea. Așa. Și ce am făcut curentul? Am făcut ceva care astăzi valorează foarte mult și care a, a ofsetat toată investiția. Ai băgat în bitcoin sau ce ai făcut? Da. Ai pus în farming. Ok, smart. smart. De când am e devenit e... prosumer, n-am mai fost nevoie, pentru că toată energia am băgat o rețea. Ok. Și mă sunt mult mai împăcat, fac mai puțin bani în chestia asta, dar măcar serves the purpose. Yes, it really does. B pentru că uh, uh, cripto. poluează Poluează extrem de mult. Dar câte vreme e pe solar, nu poluează. Uite, spre exemplu, okay. este un domn aici undeva aproape care are de mai ferma de fotovoltaice și face mining solar. Așa e circuitul închis, ok. Da. Dar în rest, dacă stai și ei din rețea, e mai gurasă. Da. Hai că am lăsat, o, am lăsat la sfârșit o chestie. Am, am mai, am mai zis câte yeah. ceva. Yeah. Și ar mulțumesc că ai Băi. venit. Mulțumesc de invitație. A fost o discuție cât se poate de relaxată, da, și de nescriptată. Sinceră. Da? Am bătut și palma pe măcar, da. măcar un clip 2-3-5 da. despre cum facem să ne facem exploratori? și kitul de dezastru. și kitul de dezastru. E. Când vrei tu, eu finanțez. Avem aici echipă de producție okay. și publicăm. Ok, deci. Da? Facem? Facem. Încă o dată. De Cel mai nou colaborator de la Copararea. <laughs> <laughs> Accesulata în cripto? Glumesc. Da. <coughs> nu că încă nu avem fondul de creator, dar o să avem fond de creator din cripto. Da? Da? Păi suntem staking provider. Ok. Băi, folosim niște termeni pe care nu-i înțeleg, dar în sfârșit eu dau din cap să, dăm, pare, îi dăm, să îi dăm cu tehnologie aici, cu, cu blockchain. Costa. Le mulțumim celor care ne-au urmărit și acest podcast a fost sponsorizat de membrii noștri, la exact. de din fiecare lună, cărora le mulțumim. Pentru ei aducem informații gratis despre lucruri care costă în fiecare săptămână și le mulțumim pentru donațiile lor lunare. mulțumim cu dată lui Șerban Copoț, pe care găsiți vreau. și pe Instagram și la televizor și a scris și o carte care o să fie disponibilă, sper eu, în curând. O să vă dăm vreau. pe Instagram să anunțe și el că nu să vreau, vreau să o scot. Dacă nu scot în Germania, înainte de România, da, în sfârșit. Poate în România, totuși, nu știu. Poate, dacă ai nevoie, căutăm un sponsor. Dar dacă vrea cineva da. să sponsorizeze chestia asta, care credem noi, da, da, de, chiar de câți bani ai nevoie? Că scot eu acum din cripto. Am nevoie de un, unde... Vă povestesc eu. Bine. Ok, și gata, ne oprim aici. Like, share și subscribe ca să ajungem la cât mai mulți oameni. Și dacă ești tânăr și te-am trigerat astăzi... We live long and prosper, da. Așa, așa, așa. Uh, lasă mai jos la comentarii un link unde să-ți vedem gașca și dacă ai, uh, dacă ai făcut deja niște chestii interesante și ai nevoie de o platformă, ai nevoie de cineva care să te, uh, să te scoată în față, uite aici, Ajută. -mi. vină la doi bumări. <laughs> mulțumesc, Șerban, mulțumesc și vouă, numai bine. Mersi de invitație.